Acum nu mai avem scuze, după cum am spus, în aprilie, pentru că vorbim și despre taur, avem resurse, Dumnezeu îți și dă, îți deschide toate ușile, numai că trebuie să și vedem, adică trebuie să identificăm oportunitățile care ni se deschid și doar dacă nu vrei, nu faci. Da? Deci acesta este un alt atribut al lunii aprilie Nu vom face lucruri și nu vom face schimbările necesare și nu ne vom porni într-o anumită direcție Și nu vom acționa și nu vom materializa și nu vom face ceea ce avem de făcut decât dacă nu vrem da? De singurul dușman este lipsa de voință Care mod normal în luna Berbecului nu ar trebui să fie așa de slabă, ar trebui să fie puternică Mie această conjuncție îmi spune că este exact începutul pe care și-l dorește toată lumea. Începe primăvara, vine berbecul, deschidem uși, spargem pereți, modificăm tot, da. luăm toată partea benefică pe care putem să o găsim și dăm drumul la treabă. Nu ne, nu le place de, nu ne plac deloc restricțiile în aprilie, deci nu mai suportăm să fim constrâns sau condiționați, toți cei care se simt limitați. Într-un cuplu, într-o familie, într-un loc de muncă Vor dori să rupă ușa, să rupă, să spargă cătușele, să, să se elibereze Deci este o luna eliberării în care tot ceea ce te ținea uh, pe loc se poate descătușa Bine ai venit! Bine te-am găsit, Cristin! Bine v-am găsit uh, la întâlnirea noastră lunară Valeriu, mă bucur că ești alături de noi pentru horoscopul lunii aprilie și uh, dăm startul noului an astrologic. Începem cu uh, Zodia Berbecului, Berbecul care deschide drumurile și deschide zodiacul. Am avut echinoțiul de primăvară pe data de 20 martie, când a început anul astronomic, care de fapt este și începutul anului nou astrologic. Așa că, într-adevăr, suntem pe energie de începuturi. Suntem pe energie masculină? Masculină, ceea ce ne duce la o temă. Uh, care se cere echilibrată prin contrapartea sa feminină, nu-i așa? Adică, astăzi anunț eu subiectul, este celebra roată In Yang, care se tot învârte. Te rog, lovește-mă cu întrebări. Am, am stabilit împreună că este un subiect foarte important, fundamental chiar, și aș vrea să punem niște baze, să, să încercăm să aducem în real niște lucruri care s-au discutat de foarte mult timp, poate chiar uh, niște subiecte ușor uh, controversate. Se pare că vom supăra destul de multă lume astăzi, dar nu, nu ne Încercăm deranjează. să nu. Sau nu așa Eu mult, nu încerc. Cel da. puțin. Hai să ne uităm un pic la ce înseamnă masculin și ce înseamnă feminin. Cum înțelegem aceste două forțe ale Universului? cum le, cum le interpretăm și cum putem să le să le înțelegem foarte bine în așa fel încât să nu creăm acest dezechilibru pe care îl întâlnim în stânga și în dreapta. Masculinul și femininul sunt cele două principii care organizează viața în toate formele sale. Știm că a șaptea dintre legile Universului este legea genului care ne spune tocmai că există un echilibru yin-yang în Univers și că totul, tot ce există are gen, masculin sau feminin indiferent cât de mult, multă amploare ar lua aceste tendințe unisex, asexuate, travestite și așa mai departe. Vreau să spun, Cristi, că am uitat ceva astăzi, nu n am uitat ceva ce trebuia să spun, am uitat ceva ce trebuia să fac, pentru că am vrut să vin cu un instrumentar pe care pur și simplu l-am uitat acasă. Voiam să le arătăm spectatorilor care este statusul energiei masculine în anul 2024. Nu, n aveam decât să ne epilăm în direct. Voiam să ne facem unghiile. Am vrut să vin cu ojă și cu, <laughs> și cu acetonă ca să ștergem. Jur că am uitat, am avut de gând, poate data viitoare. Ca să ilustrăm dezechilibrul acesta energetic care ne depersonalizează astăzi. Suntem într-o uh, politică foarte agresivă de uh, criză a identității. Acesta este scopul: o criză a identității, pentru că uh, primul pas către controlul maselor către controlul grupurilor, este abolirea aceasta a identității. În momentul în care omul nu mai știe cine este, bineînțeles că el creează un vas gol care se va umple cu ceva ce vine din exterior. De aceea, oamenii care merg pe o cale spirituală sunt mult mai greu de păcălit și de condus. De ce? Pentru că ei încep să-și construiască o energie din interior și devin mult mai puțin influențabili. Ori societatea Lumea politică, sistemele, sistemul educațional, instituțiile nu-și doresc așa ceva. Prin urmare, noi trebuie să fim uh, niște uh, entități manevrabile, fără identitate. Deci, acesta este primul scop: este un proiect social. Dacă vrei. nu este teoria conspirației, este un proiect social de control al maselor, este o viziune politică prin care oamenii pot să fie ținuți în frâu. Uh, după modelul, de exemplu, al religiei, pentru că știm foarte bine că Isus nu și-a dorit un cult, nu și-a dorit adepți, nu și-a dorit o religie, el și-a dorit doar să inspire, el a fost un lider inspirațional până la urmă. În schimb, Împăratul Constantin știe foarte bine că a creat religia creștină, numind-o cult oficial, din rațiuni politice, ca să poată să controleze cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului Roman. Nu vreau să intru pe teritoriul tău. Dar nu cred că am spus ce nu trebuia sau nu cred că am vorbit prostii. Revenind la această campanie generală de denigrare a genurilor, de abolire a genurilor, care este, repet, o campanie de um, campanie socială de control prin um, ștergerea aceasta a identității de gen. Și de unde m-am gândit de unde m-am gândit de acolo, deja am fost în în cu, erau cu gemenii mei și am intrat într-un restaurant să mâncăm ceva. Și la masa de lângă noi era un tânăr prezentabil, genul de bărbat la modă, metrosexual, cu epilat, cu sprâncenele pensat și așa mai departe. Nu judecăm pe nimeni, doar nu apreciem exemplaritatea operelor de artă pe care le avem la îndemână. Era la masă cu o altă tânără, se atingeau din gesturi din care am dedus că el nu era homosexual, deci era hetero și din, fără să fără să mă uit atent, din mers i-am văzut unghiile, de un verde deschis, asortat cu, uh, uh, a sortat cu cămașa. M-a iubit foarte tare Dumnezeu în ziua aceea, pentru că uh, gemenii se cu. gemenii fac șase ani, ei observă orice. Au luna în fecioară, apropo, nu le scapă absolut nimic. Și uh, noroc că ei să dau cu spatele la domnul respectiv, pentru că uh, nu îmi închipuia -mi, nu mi-aș fi putut închipui de fapt, în mintea mea era doar atât. Uh, ce le, uh, spun sau cum pot să îi controlez, cum să țin uh, în frâu, dacă eu observ observă ușa de pe unghiile bărbatului. De asta spun că m-a iubit Dumnezeu în ziua, pentru că nu au văzut, am văzut doar eu. Uh, știm că astăzi... Um, unul dintre cele mai uh, mari probleme ale femeilor, una dintre cele mai mari probleme ale femeilor este uh, lipsa locurilor uh, pentru programare la saloanele de cosmetică, pentru că ele uh, nu mai au loc de bărbați. Revenind la uh, subiectul serios, vorbim despre această criză energiei masculine feminine, să ne gândim că uh, în anii 60 uh, pe acea conjuncție, atunci a fost generația conjuncției Uranus-Pluto, În Fecioară, parcă. Sper că nu greșesc. Dar oricum era o conjuncție foarte puternică ce a funcționat ca o energie de propulsie în anii 60. Hipioții, da, mișcarea nu e aici. Atunci s-au de deschis căile spirituale, atunci a înflorit uh, perspectiva aceasta asupra uh, lumii nevăzute și asupra comportamentului, să spunem, uh, dezinhibat. După aia au venit anii 70-80 cu fustițele acelea care se purtau uh, mult peste nivelul <laughs> genunchilor, uh, Acum suntem într-o etapă în care traversăm un revers al medaliei, pentru că anii aceia puneau foarte bine în valoare diferențele de gen între masculinitate și feminitate, anii 60, 70, 80. Anii 90 să spunem că au fost ani de, de tranziție, dar din anii din 2010 încoace să spunem că e această diferențiere între cele două genuri este din ce în ce mai subțire dacă nu chiar inexistentă. Da. Uh -huh. Este inversată. Să spunem că poate din punct de vedere astrologic ea și-ar găsi un ecou în tranzitul lui Neptun, Neptun prin Pești. Da din 2010 încoace, tranzitul lui Neptun se încheie în 2026, deci mai avem doi ani de zile de. Uh, spectacol asexuat și travestit și non-gender și non-binary, nu știu ce înseamnă non-binary, n-am reușit să înțeleg, uh, cred că o să-mi explice copiii mari dacă îi întreb, uh, Repet, nu condamnăm pe nimeni, doar asistăm la viață ca la un spectacol. Însă, de anul trecut, de când Saturn a intrat și el în semnul peștilor, el a început să facă puțin mai multă ordine în aceste Rătăciri sau erezii care țin de ordinea naturală a lucrurilor. Și vreau să îți spun ceva uh, care ține de mitologie și de uh, cultură în general. Uh, eroul, arhetipul eroului, avem inclusiv în uh, psihologie uh, aceste uh, derivări ale prototipului eroului, de exemplu, Salvatorul. Da? În societate avem cam, profilul campionului, avem profilul câștigătorului. Vin acum Jocurile Olimpice anul acesta. Deci, eroul este, din punct de vedere antropologic, un personaj, deci este un arhetip uman care se evidențiază și se legitimează prin stăpânirea forțelor naturii. De aceea, încă din antichitate, da? din cele mai vechi timpuri. De când oamenii își fac reprezentări simbolice, eroul întotdeauna are de înfruntat o opoziție, are de înfruntat monștri, are de înfruntat obstacole naturale, are de deschis căi de acces prin munți, prin rostirea unei parole. Sa să ne gândim, de exemplu, la stăpânul inelelor, când ei pătrund de munte și trebuie să. Identifice un simbol care apare doar la o anumită lună plină, într-un anumit moment al anului. E vorba, iată, la erou despre stăpânirea forțelor naturii. Nu mai există eroi din acest punct de vedere, așadar, acest, această inversiune a genurilor a distrus cultul acesta al eroismului, pentru că omul este îndepărtat în acest moment de legătura sa fundamentală cu natura. Și tragem mare nădejde în forțele de regenerare ale berbecului pe care suntem acum și vom, eu abia aștept tranzitul lui Saturn prin nu lui Saturn, iartă-mă, da, va veni și Saturn în Berbec, dar l-aștept pe Neptun în Berbec, da? De altfel, din 2026 să ne gândim că vom avea atât Neptun cât și Saturn în Berbec. Asta va însemna reconectarea omului cu natura și revenirea la stilul de viață în armonie cu tot ceea ce există, inclusiv cu Cosmosul. Apropo, cuvântul Cosmos. Și ce înseamnă în greacă? Da, înseamnă ordine. E vorba despre revenirea la ordinea lucrurilor, iar acest neptun în pești ne-a făcut cu capul, ca să mă exprim academic, și ne-a distrus ordinea. Iar Saturn vine acum, lângă Neptun, în Pești, și va trece braz la braz cu el în, în segmentul berbecului, pentru a ne ajuta să ne reconectăm la stilul de viață străvec și să ne amintim că, de fapt, există o ordine naturală în tot ceea ce există. Această lipsă de ordine naturală, această lipsă de contact cu natura, în care se promovează egalitarismul, da? se promovează. Abolirea oricăror granițe, se militează pentru desfințarea oricăror limite, ne-a ne adus în această situație în care energia masculină și energia feminină sunt deconectate de la principiile naturale, adică de la ordinea firească a cosmosului. De la Sursă, putem să De la Sursă. Da. Da? Deci, toată această devianță, toată această. Uh, cum se spune, tot acest amestec uh, care a devenit omogen între energia masculină și feminină este împotriva naturii, este împotriva ordinii lucrurilor, este împotriva fir firii, împotriva uh, firescului. Da? Chiar și uh, francezii, prin secole XVI-XVII, uh, uh, Rousseau, Montesquieu, vor, Montesquieu vorbeau despre. Deci enciclopediștii francezi vorbeau despre uh, triumful naturii asupra oricărui fenomen al vieții și oam oamenii, mai ales ca societate, au uitat să se raporteze la uh, ce zicem, Fundamental. La, da, la fundamentele terestre. Au uitat că trăiesc pe această planetă. Deci, practic, vorbim despre această amestec de energie masculină cu feminină într-un context de ansamblu social, global, al unei lipse de împământare. Adică oamenii au pierdut legătura cu pământul, cu rădăcinile. Noi putem prin cer, vorbim despre spiritualitate, dăm tot timpul sfaturi, dar totul se întâmplă la un nivel superficial care nu poate să fie aplicat în, în practică. Sigur, vorbim, repet, de trend, de tendința generală, de direcția în care ne conduce subconștientul colectiv, pentru că evident cu un procent din populație înțelege ce se întâmplă, dar ce poți să faci? Pentru că tu ești în minoritate, poți doar să te uiți și să înțelegi că Dumnezeu are un plan mai mare, că omenirea are de trăit această etapă, după care bineînțeles, situația va deveni reversibilă. Deci mai avem 2 ani de zile până când aceste teorii ale transgenului vor începe să se zguduie. Altfel, ca să ne exprimăm corect gramatical, nu vorbim despre energia masculină și energia feminină, trebuie să vorbim despre energia masculină în energia feminină. Pentru că acesta este principiul organizării Universului: energia masculină creează, este activă și. Pătrunde penetrează ca vârful săgeții, asta este reprezentarea asiatică, bărbatul este vârful săgeții, femeia este săgeata în sine. Și această uh, forță masculină. Uh, dă direcția energiei feminine. Și bineînțeles că trăim în această societate. Uh, trans, transgender, în care. Uh, Femeile, după cum am, am mai spus, cred că am scris și în cartea relațiilor, în loc să își reclame rolul lor de femei, au aspirat spre a lua locul bărbatului. În cele mai multe cazuri au și reușit, de exemplu, un cuplu în căsnicii, da. femeile, în loc să fie femei, au devenit bărbați, adică iau locul bărbatului. Nu aceasta este uh, ideea. Uh, și nici ordinea firească. Și nici ordinea, așa. da, pentru că energia feminină, să știi că uh, funcționează inclusiv în uh, cuplurile uh, homo. Da? Și la uh, bărbații homosexuali și la femeile care au această orientare sexuală uh, către uh, a, a lesbianismului. Astea, din nou, sunt, acestea sunt categorii ale naturii. De să înțelegem, modelul acesta de atracție către același gen îl regăsim în natură. Omul nu este singura specie homosexuală. Deci nu, aici nu vorbim despre anomalii sau despre devianțe. Tot ceea ce repet este omenesc se regăsește în natură, inclusiv homose fenomenul homosexualității. Uh, problema este uh, ridicarea excepției la rang de regulă. Exact. Aceasta este uh, anomalia principală. Aceasta este, de fapt, devianța. Da? Deviezi în momentul în care minoritatea încearcă să își impună uh, regulile ca majoritate. Să ne uităm, de exemplu, la această uh, degradare a valorilor, de fapt, la o răsturnare a valorilor, la Hollywood. Eu, de exemplu, nu mai pot să urmăresc premiile Oscar. Premiile Oscar pentru mine au devenit o enigmă, sunt absolut irelevante. Pentru că ai văzut și tu, probabil, acum există anumite criterii de selecție a filmelor pentru competiție și, de, și există niște criterii pentru acordarea premiilor în funcție de cote. Cota de gen, cotele minorităților, să reprezinți cât mai multe persoane cu handicap, cât mai multe persoane de culoare, cât mai mulți imigranți. Păi, deja am dreptate când am spus de la bun început că vorbim despre un proiect. Da, vorbim despre un proiect social, vorbim despre o energie dirijată, controlată de undeva de la un centru care urmărește de la un turn de control evoluția lucrurilor și încearcă să direcționeze societatea către anumite zone care pot să fie controlate și implicit manipulate, stăpânite. Eu aș vrea să ne întoarcem un pic atenția asupra spiritualității, cum ai spus mai devreme. Mi-a plăcut foarte mult imaginea pe care o avem despre bărbat și femeie și săgeata cu vârful unde bărbatul reprezintă vârful, iar corpul săgeții reprezintă femeia. La fel este și în textul teologic. Bărbatul este capul, iar femeia este supusă. Bărbatul da. este capul exact cum Hristos este capul da. bisericii. Și ce înțelege omul la slujba, biseric, la slujba din biserică? Bineînțeles că da. E vorba despre uh, Robi, acest rol da. inferior, da. Da. da, omul care ne inițiat înțelege că femeia este inferioară bărbatului când de fapt nu are niciun fel de legătură. Exact aici este problema pentru că te, textul. Te las pe tine, te rog, vorbește tu în calitate <laughs> de teolog acum. Textul este prost înțeles și cu siguranță de aici pleacă foarte multe neînțelegeri ale situației în sine. Această supunere nu înseamnă robie și este un lucru pe care cred că ar trebui foarte clar să-l să înțelegem acum, să-l explicăm și să-l înțelegem. Este respectul pe care femeia îl are pentru bărbat. În niciun caz, supunerea ad literam. Și mai mult decât atât, Sfântul Ioan spune că în iubire nu există frică. Deci, supunerea nu prea are cum să existe în, adevăratul, și ei, ce vrei, nu? în adevăratul ei sens al cuvântului. Și atunci. Foarte, cred că foarte important este să punctăm faptul că fiecare rol trebuie foarte bine, înțeles, adică femeia să-și aplece mai multă atenție, să aibă mai multă atenție asupra energiei feminine și, automat, bărbatul să aibă mai multă atenție asupra energiei masculine, pentru că se potrivesc. Nu degeaba ești bărbat și nu degeaba ești femeie în același timp. C și uh, cred că foarte. Dacă încercăm să dăm o definiție plastică acestui lucru, cred că e foarte important să înțelegem cum suntem construiți. Femeia este construită să primească de la bărbat și bărbatul este construit să dea mai departe. Fizic, așa suntem și atunci ar trebui să asumăm acest lucru. Mi se pare că e fundamental și că și de aici există un dezechilibru. Capul are ochii și are gura și urechile. Da? Deci simțurile noastre sunt localizate la nivelul capului. Ceea ce înseamnă că bărbatul, de exemplu, este, cum ar veni tot cu o exprimare biblică, înainte mergătorul. Deci capul este primul care iese în lume. Nu? De unde și când te naști, te naști cu capul înainte. Nu? Care este primul Bine, în afara excep, excepțiilor, că sunt unii care își bagă picioarele nea de viață, adică se nasc cu picioarele înainte de când se nasc. Capul în cazul ăsta reprezintă responsabilitatea, de fapt, pentru că bărbatul este considerat capul familiei. Adică este dar, cel care dă direcția familiei. Exact, și care și are responsabilitatea. Dacă ne uităm la rol, femeia este cea care poate să facă, care dă naștere, practic. Și atunci, o simplă ipostază. Dacă femeia are grijă de copil, cine are grijă de restul? Bărbatul. Și atunci lucrurile sunt foarte clare. Deci, lucrurile sunt ca în matematică în relație de incluziune. A include B, B include C. Familia are grijă de copil, scuze, femeia are grijă de copil, iar bărbatul are grijă de femeie și implicit de femeie și de copil. Da. Automat de familie, da. Bineînțeles că, în practică, lucrurile stau diferit, vorbim despre mândria aceasta a puterii feminine. Care este doar mândria, este doar ego. Dacă întrebi, cum e, ca în emisiunea 100 o, o de... Am întrebat 100 de români. E, dacă întrebi 100 de femei, cum te vezi tu ca femeie, s-ar putea ca vreo 75 să spună, sunt puternică. <laughs> nu este... Nu este de bine. Nu e de bine. Nu este un compliment pe care o femeie și îl face atunci când spune că este puternică. Pentru că Puterea femeii nu constă în capacitatea sa de a fi independentă, de a fi autonomă. Sigur, acestea sunt niște cerințe obligatorii ale fișei postului ca om, pentru că până la urmă, deși nu s-ar zice femeia este și a om, <laughs> știm că se spune că femeia nu e om. E altă specie în sine. Numai bărbatul este om. No. Da? De unde la uh, groapă, la mormântare, la cimitir, femeia de obicei îl jelește. Omul meu, mi-a murit omul. No. Da. E, când bărbatul rămâne văduv, nu spune niciodată că mi-a murit oama, no. mi-a murit femeia. De asta se spune că femeia nu este om. <laughs> Pentru că, repet, este o specie în sine. Deci, uh, femeia, sigur, repet, are aceste atribuții da, ale independenței și la autonomie, adică nu militează nimeni pentru starea de dependență. Societatea a evoluat în punctul în care femeile într-adevăr au drepturi și libertăți egale cu ale bărbaților din punct de vedere social și din punct de vedere uman. Deci noi ca specie oricum trebuie să recunoaștem că suntem destul de sus pe scara evoluției, raportându-ne la alte etape istorice, când, de exemplu, femeile nu au drepturi, nici nu aveau drepturi. Nu trebuie să ne gândim de la ce se întâmplă acum 100 de ani, dar îmi să mai vorbim despre închiziție sau despre Evul Mediu în ansamblu să. Dar există două verbe principale când vorbim despre cele două energii. Există verbul a dărui sau a da pentru bărbați, există verbul a primi pentru femei. Ori o femeie care este puternică de foarte multe ori nu știe să primească. Și când vorbim că nu știe să primească, nu e vorba despre bani. De foarte multe ori vedem această sfidare teribilă a femeilor. n am eu ne ies la masă, ies la masă cu el, cu bărbatul. Păi eu n-am bani să-mi plătesc, adică îl las pe el să-mi consumația, mă descurc eu. Pe de altă parte, vedem și era fătălăilor, în care suntem într-o era fătălăilor, să ne înțelegem, adusă de Pluton Capricorn, apropo de instituții. De și Pluton Capricorn a subminat aceste structuri sociale, dar relații între masculin și feminin, pe care uh, Neptun în pește a venit să... să măture complet. o măture și să o amestece. Adică mm -hmm. suntem într-o... Cum să zic? Într-o... Uh, înc de energii. Într-un ghem. Uh -huh. de, a, de aceea vorbim despre uh, dezechilibru de gen atunci când femeia nu își respectă locul său de femeie și bărbatul nu își respectă locul de, său de bărbat. Fătălăul este bărbatul care deja are pretenții de la femeie. Bărbatul nu are voie să aibă pretenții, să ne înțelegem. Singurele așteptări pe care bărbatul le are de la o femeie sunt legate de capacitățile sale feminine de, la, de a oferi protecție și grijă, și de a asigura uh, armonie, coeziune în casă și în relațiile sociale. Pentru că, într-un cuplu și într-o familie, femeia este cea care decide uh, cine intră în casă, la ce fel de evenimente sociale se merge, da, pentru că area relațiilor este de gen feminin. Deci femeile decid cercul, anturajul, care este benefic pentru întreaga familie. Bărbatul vine, dacă e să facem o analogie cu lumea cărților, ca o supracopertă. El vine pe femeie, este coperta cărții, dar bărbatul este supracoperta cărții. E partea lucioasă, este imaginea exterioară, da? este... Um, Carcasa este protecția, practic. Da, exact e, protecția pe care o are da. o carte. Iar miezul rămâne femeia protecția. în continuare. Da. Da. Și, de altfel, bărbatul ar trebui să fie și primul care se sacrifică. Apropo de cap, bărbatul să fie da. cap femeie, asta înseamnă că bărbatul trebuie să fie primul. Și când este vorba despre sacrificiu, tot bărbatul trebuie să fie primul. supra coperta cărții, da, deci foaia aceea care se da. pune peste copertă ați văzut că de foarte multe ori se mototolește, se rupe. Da. Este da? cea care se da. sacrifică. Se sacrifică pe da? pentru femeie. Da sau pentru copil. Bărbatul este primul care trebuie să renunțe la el, nu femeia. Dacă ne uităm în spate, evoluția noastră până în zilele de azi este clădită pe oameni, pe bărbați care s-au sacrificat. Dacă acești bărbați nu existau și nu se sacrificau, indiferent de situație, nu vorbim de un mers colectiv, nu vorbim neapărat de războaie sau de o direcție foarte clar impusă, însă acest sacrificiu chiar și la nivel de familie, de stat, de da, casă, venea venea uh, hoții, bărbatul trebuia exact. bărbatul trebuie să iasă cu sabia da. în fața ușii. Acum, fătălăul vine cu un uh, 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 în parte nota de plată cu cu femeia pe care a invitat-o și la care mai așteaptă și o seară romantică. Poate aici ar trebui să subliniem un pic niște, niște acțiuni, practic. De aici pleacă problema, de la modul în care fiecare și înțelege rolul. Cred că de cele mai multe ori, și asta am tot auzit în ultima perioadă, chiar și în consultații, femeile intră în această energie masculină și automat există conflict între cei doi parteneri. Așa ne dăm seama cel mai ușor că femeia este într-un dezechilibru și este Preponderent în energia masculină, când există conflict între parteneri, între femeie și bărbat, atunci energia masculină a femeii este ridicată. Iar, automat, bărbatul nu poate să intre în conflict, de cele mai multe ori nu intră în conflict cu femeia și are tendința să fie pacifist, să facă un pas în spate. Uh -huh. Și cred că este un subiect foarte interesant și important de, de adus în față. Cum să ne dăm seama și cum să înțelegem că, la un moment dat, bărbatul trebuie lăsat să facă lucrurile pe care el trebuie să le facă prin responsabilitatea lui, și femeia la fel. În primul rând, să punctăm faptul că și bărbatul are energie feminină, exact. și da. femeia are energie masculină. Principiul este să fie 51% 49%, adică bărbatul să aibă 51% energie masculină, și femeia 51% energie uh, feminină. Măestria stă aici, exact în bascolarea celor două energii. În momentul în care ești cu. tu ești bărbat și ai copii și copilul tău face o prostie sau îi se întâmplă ceva, automat intri într-o energie de protecție, mm. într-o energie da. de empatie, de emoție. Corect. Deci, să atâta... să ții copilul la bătaie că mm. a spart un pahar. Nu? Ei va poți. Dar. <laughs> <laughs> dar. Așa se manifestă latura feminină a bărbatului. Tot prin aceleași uh, abilități de îngrijire și de. în primul rând energia feminină a bărbatului se manifestă când mângâie. Da? Când mângâie, când îmbrățișează, când iubește, când dezmiardă, când ține de mână, când are grijă de copii, când îi duce la școală, când face curățenie în casă. Toate acestea sunt modalități prin care bărbatul, bineînțeles că trebuie și el să-și exercite energia feminină. Pe care o are Energi bine. Energia feminină se manifestă foarte bine de exemplu, în plan social, acolo unde bărbatul excelează prin, în mod tradițional, prin carieră, printr-un venit pe care îl aduce acasă, prin aspirații, prin ambiții sociale, prin performanță. Deci, energiile acestea trebuie direcționate de fiecare dată. Da? Deci, bărbatul cu prea multă energie feminină trebuie să înțeleagă care e energie feminină ca să-i crească pe alții. Dacă femeia, o clipă, femeia care are foarte multă energie masculină trebuie să înțeleagă că această uh, energie masculină îi este dată pentru a se pune în slujba unei comunități și pentru a servi o cauză și pentru a se implica într-un proiect social. Da? În practică, cum se întâmplă? Da? Bărbatul care are foarte multă energie feminină devine bărbatul de canapea, așteaptă să câștige femeia mai mult decât el, aș așteaptă putem să spunem pasiv? Bărbatul, pasiv, da. Bărbatul nu pasivă? este făcut să aștepte. Deci pentru orice e făcut bărbatul, dar nu să aștepte. Femeia ce face? Prea inițiativa și devine eroină, după care... Războinică, putem să-i spunem? Își dă nu? seama că acest, da, arhetipul amazoancei, da? da? Femeia amazoancă uh, sfârșește într-o uh, dezamăgire din cauza acestei uh, uh, acțiuni necontrolate care se întoarce împotriva ei. Da? Deci, femeia care devine extrem de masculină nu-și dă seama că folosește o energie toxică care, în timp, o va otrăvi. Energia de conflict, și a, putem și a, -o. Da, Și ajunge la 50, 60 de ani, 70 de ani, foarte mândră că s-a descurcat în viață, dar singură. Fără bărbat, fără copii, fără relații și cu foarte multă dezamăgire și cu foarte mult dezgust față de o viață pe care ea a ales-o să o trăiască în felul acesta. și o față de bărbați, pentru că îi vede diferit. Nu? Fiind în energia lor masculină, mai mult, îi vede diferit. Nu mai vede bărbatul ca un cap al acelei săgeți de care vorbeam mai devreme. Și așa rămâi cu dorința. Mai ales cu dorința neîmplinită. Da? De aceea e foarte important pentru fiecare dintre noi să își găsească acest echilibru masculin, feminin în etapa de maturitate, să spunem până la 58 de ani. De ce spunem 58 de ani? Pentru că vorbim despre a doua întoarcere a lui Saturn. După este destul de greu să-l mai atingi. Deci fiecare își trăiește ultima treime vieții, de deci să spunem de la 60 de ani încolo, după cum și-a așternut până atunci. Și atunci una dintre marile teme de viață pentru fiecare este această armonizare a energiilor, a energiei masculine cu energia feminină. Aș vrea să ne întoarcem un pic la ce discutam mai devreme despre partea sexuală între bărbați și femeie. Femeia este făcută să primească implicit și energie sexuală, iar bărbatul este făcut să dea. Fizicii sunt construiți așa, Asta Natural. A ce așa ne-a făcut natura. Nu avem nimic de, da, de obiectat. Da, natura aici. e de vină. Exact. Cred că, la fel, este. e bine să subliniem faptul că asta duce la o, la o dominare, la o dorință de dominare a femeii și a femelelor, în cazul ăsta, din partea bărbaților. Este lucru pe care îl întâlnim în natură. Nu este ceva scris, nu este ceva impus, pur și simplu lucrurile așa vin. Și mai mult decât atât, ele sunt. În interiorul fiecarei femei în cazul ăsta Pentru că dacă ajungem să întrebăm O femeie echilibrată Care nu este preponderent într-o energie masculină Dorința asta este în interiorul ei Și o expune cât de frumos se poate Și cât de des se poate, evident În același timp Putem să ne uităm și la La fantezii Este un subiect pe care Eu îl consider foarte important Fanteziile sexuale în general La oameni Dezvoltă, dezvoltă imaginația, dar mai mult decât atât, ele pleacă dintr-un nucleu, pleacă dintr-un nucleu existent. Ele nu sunt uh, servite pe tavă în mod special, există și câteva cazuri, dar nu o să intrăm acolo, nu vorbesc neapărat de supereroi. Însă, de cele mai multe ori, fanteziile la, la femei sunt legate de bărbați puternici, de un bărbat care domină, de un bărbat care. Are imagine de bărbat, poate să fie chiar și fizic, statură impunătoare, poate să fie chiar un pic aplecat către partea de brută, cum avem și cum avem și exemplu din frumoasa și bestia. Iar pe partea cealaltă, bărbații își doresc femeile fine. O femeie care este în energia ei feminină, nu o femeie care este dominantă, nu o femeie care vorbește gros și spune Haide, vină la mine că nu, nu o să rezolvăm niciodată nimic în cazul ăsta. Își dorește femeia senzuală. El, în, în, în fanteziile bărbaților, femeile nu au niciodată putere, nu au niciodată statutul de bărbat. Ele rămân într-o energie frumoasă de prințese, putem să spunem, și totul este fin, totul este delicat, exact cum este femeia în comparație cu bărbatul. Ce părere ai despre această parte a fanteziilor și a, a minții ascunse? Vorbim despre dorințe, despre proiecții și despre așteptări. Da? Bărbatul așteaptă de la femeie uh, non-rezistență, femeia așteaptă de la băr bărbat vigoare, virilitate, forță de procreere despre asta este vorba uh -huh. deci e vorba despre proiecțiile acestea prin fantezii despre care vorbești care ne redau esența celor două tipuri de energie și în ochii bărbatului da, energia feminină este una uh, armonioasă este una senzuală, fină Sigur care îl ademenește energia feminină este una magnetică și este irezistibilă energia Bărbatului pentru femeie este una instinctuală. Bărbatul trebuie să știe ce vrea. Mm -hmm. De aceea, eu mai povesteam și pe la cursuri, o să spun și aici. Am o mare problemă cu educarea bărbaților care nu știu să facă sex și care vin, de exemplu, la consultație astrologică și întreabă: Da, de ce nu am succes la femei? De ce nu face nevasta mea sex cu mine? Păi, și întreb. Păi, eu îi zic să facem, dar... Ba, o doare capul, ba, e obosită, ba, sunt copii. Cum adică îi zici să facem? Păi, mă rog de ea. Și eu foarte elegant îi spun așa, băi, milogule, <laughs> nici o femeie nu vrea să facă sex, nici o femeie nu are erecție, atunci când un bărbat cerșește. Tu ai face sex cu o cerșetoare? Nu. Ai, nici femeia ta nu vrea să facă sex cu tine când cerșești. Bărbatul își ia mai mult de atât, bărbatul este instinctual, de asta femeia își imaginează bărbați brute în fanteziile sexuale. Pentru că bruta aceea vine când vrea ea. Impune. Da? Deci, bărbatul instinctual are toate simțurile ascuțite, ceea ce înseamnă că el simte inclusiv hormonii, adică feromonii. Adică femeia nu are nevoi sexuale permanent, cum nici bărbații nu au nevoi sexuale permanent, dar bărbatul ideal în viziunea femeii este cel care atunci când ea este pregătită, el acționează. Exact ce se întâmplă și în lumea animală, de fapt. Nu? Da. În momentul în care femeia exact. este pregătită pentru reproducere, bărbatul ajunge, este ademenit de femeie prin feromoni uh -huh. și el... Se năpustește asupra femei. Asta se întâmplă de cele mai multe ori. Ce deci vine înseamnă, și domina. Ceea ce înseamnă că bărbatul mai are o datorie în cuplu, apropo de a fi cap femei. Mai are datoria de a fi permanent cu toate simțurile în alertă la toate nevoile femei. Adică e bărbatul echilibrat, este cel care știe când să atace, știe când să se retragă, știe când e timpul, știe când nu este timpul, știe pentru ce este timpul în fiecare pas. Vorbim exact de aceeași pascolare între cele două energii, când este bine să fim agresivi, când este bine să fim uh, în energie de luptător și când este bine să intrăm în energie empatică, în energia emoțiilor, în feminină. Mi-a plăcut uh, ultima parte care a fost profund feminină în abordarea ta, adică ai virat de la masculin la feminin. Păi cred că aici este secretul și așa ar trebui cumva să, să reușim să facem în fiecare clipă, să putem să basculăm atât de fin și atât de frumos în funcție de fiecare situație pe care o întâmpinăm în, în fiecare zi. Hai să ne uităm și la aspectele acestei luni. Foarte apropo frumate. de fiecare zi, apropo de fiecare și, zi, da. Și apropo de energia masculină a berbecului, pentru că începem. Luna aprilie este o lună dedicată berbecului, în mod special, chiar dacă vorbim de o parte din, din lună, și începem anul cu energie masculină. Ce nume îi dăm acestei luni? <coughs> Luna aprilie o să vedem că este o lună neconvențională. Neconvențională din foarte multe puncte de vedere. Acesta este, este, eticheta valabilă pentru următoarele 30 de zile. Dar luna aprilie nu începe pe 1 aprilie. O să vedem că luna aprilie începe de fapt pe data de 5 aprilie. De ce? Pe 5 aprilie intră Venus în zodia berbecului. Zeița frumuseții, a feminității intră în semnul masculinității. <coughs> Însă, între 1 și 4 aprilie avem o absolut superbă conjuncție pe cer între Venus și Neptun din Pești. Așadar, primele 4 zile ale lunii aprilie aduc o intensitate a unor trăirii blânde, creative, artistice. Venus, în conjuncție cu Neptun, predispune la visare și ne aduce o energie. Feminină astrală, din care putem să ne împărtășim cu armonie. Pot să fie patru zile minunate pentru a atenua niște conflicte, pentru a ne împăca cu niște oameni, pentru a face pace în niște situații conflictuale. Toți cei care comunică, care vorbesc, care. Sunt implicați în proiecte artistice, sunt avantajați de acest început de lună, care este un început, să spunem, fertil din punctul acesta de vedere al intuiției, al inspirației, al minții în general. Însă, din 5 aprilie, vine și Venus în semnul Berbecului, acolo unde îl avem pe Mercur, atenție retrograd. Luna aprilie este. Prima lună acestui an în care Mercur retrogradează în semnul uh, Berbecului, el va fi retrograd între 5 și 25 aprilie, iar în semnul Berbecului, toată luna, iată o vom avea pe Venus, mă rog, ea pleacă pe 20 nouă din dar nu ne interesează, că este penultima zi. avem soarele până pe data de 19 în semnul Berbecului și bineînțeles că avem eclipsa de soare găzuită de semnul Berbecului pe data de 8 aprilie. Acesta este unul dintre evenimentele cheie ale anului 2024. Eclipsa se produce la luna nouă, da? deci la întâlnirea între soare și luna în Berbec. Cu Stelium pe Berbec, adică Soarele și Luna sunt în conjuncție, dar tot în conjuncție cu ele sunt Nodul Nord, Venus, este și Mercur retrograd pe acolo, și îl avem și pe Chiron, ceea ce chiar înseamnă uh, început de sezon al schimbărilor. Data de 8 aprilie marchează un ciclu al eclipselor pentru anul 2024, care se va încheia pe ultima eclipsă de anul acesta, pe 2 octombrie. Deci între 8 aprilie și 2 octombrie noi avem tot timpul din lume, de fapt nu avem tot timpul din lume, avem 6 luni la dispoziție, să schimbăm ceea ce nu mai poate să continue, să luăm decizii categorice, să începem, să ne aruncăm capul înainte, să ne punem pe treabă, să găsim Forța interioară de a materializa, de a produce, de a face lucruri să se întâmple. Este o lună foarte ambițioasă, luna aprilie, care dă naștere unor ambiții foarte puternice, dar nu e vorba doar despre ambiții care rămân la nivel de plan. E vorba despre ambiții care încep să fie puse în practică. Este o lună în care începem să spunem hai. Și în care chiar ne ridicăm de pe scaun și ne și apucăm. Deci, nu este doar o lună în care uh, ne tentează niște inițiative, sau în care vorbim despre acțiune așa la mod abstract. Nu, vorbim despre verbul a face, vorbim despre implementare, vorbim despre impuls care devine faptă. Este o lună a faptelor și este o lună în care pornim la drum, ne apucăm să. Pune umărul, pune, câr, punem cârca la treabă. Deci uh, luăm toată energia asta a berbecului exact. și Exact, de acum începem să clădim, nu? Să dăm drumul la proiect și să ne băgăm cu capul înainte. Exact este o, o lună benefică pentru uh, a răsturna lumea cu susul în jos, este o lună benefică pentru a ne implica în tot felul de acțiuni concrete, practice. E o lună bună să ne băgăm mâinile în pământ și să ne murdărim unghiuțele, mai ales am stabilit, unghiuțele bărbaților făcute cu ojă, să le murdărim cu pământ. Să ne este o lună, la lună, nu? Da, este da, exact. la natură, da. da. Este o lună bună să ne umplem de praf, să demolăm pereți, să zugrăvim, să tundem copaci, bineînțeles că sunt operațiune de, de primăvară. Deci 100%. Este, corpul fizic, corpul fizic este activat sub 100% în luna aprilie. De aceea, cei care n-au grădină, n-au porniri uh, din acestea practice în construcții, da? nu n au casa în șartier, poate unii au terminat, uh, uh, sunt, de exemplu, oameni de bibliotecă sau corporatiști care nu știu, nici măcar nu își murdăresc bucătăria care rămâne țiplă permanent, deși este utilată cu tot ce îi trebuie, vor avea acest impuls de a activa corpul fizic, de exemplu, prin sport, prin mișcare. da Se vor umple sările de sport, de abonamente, <laughs> parcurile, da? străzile, încep să mișune de alergători. Deci este o lună în care energia aceasta a berbecului și forța eclipsei ne împinge să, ne fa să facem ceva cu corpul. Este o lună care aparține postului Paștelui. Așa că foarte mulți dintre noi s-ar putea să aibă această opțiune de a-și înfrâna dorințele, de a uh, dobândi autocontrol prin post. Da? Un alt exercițiu fizic care, iată, se uh, reflectă tot în relația cu corpul fizic. Ceea ce înseamnă că vorbim de corpul fizic, ca să ajungem și la intimitățile tale. Uh, este o lună care activează foarte mult instinctele, este o lună în care cei care nu au. Parteneri pot să adulmece câte o pradă. E primăvară în același bine timp. Bineînțeles, wow. da? da. Apogeul știm când este, da, în vremea gemenilor, dar mai avem până acolo. Abia început. La două zodii. Este o lună foarte bună să pentru cuplurile care sunt în amorțire să își revigoreze inclusiv viața intimă. Valeriu, avem uh, un, o conjuncție foarte importantă, probabil cel mai important eveniment al anului. Este conjuncția faimoasă de care vorbește toată lumea peste tot, uh, conjuncția Jupiter-Uranus care uh, este în taur. <coughs> Înainte de asta aș vrea să-ți citesc ceva foarte frumos, probabil că ai mai citit undeva. Este un uh, un uh, celebru astrolog uh, contemporan, Valeriu Pănoiu. <laughs> și în cartea lui Liniile vieții, probabil că ai auzit... Da. Păi acum vorbim despre energia Berbecului și despre agresivitate. Mă bați cu armele mele cum ar veni. Îmi pare rău, am primit cartea. El spune așa, foarte frumos. Dacă este conjuncție, vorbim strict de relația dintre Jupiter și Uranus, dacă este conjuncție, cuadratură sau opoziție între Jupiter și Uranus, ei te vor provoca... Vorbim despre harta natală, cei care au un harta natală această conjuncție, da? Da, ei te vor provoca până te apucă toți nervii. Plus Sau că dracii, eu este... n-am scris dracii acolo în carte, te apucă toți dracii cu această Avem conjuncție. O idea, am Plus că este vorba despre reorientări bruște în alte direcții. Dintr-o dată trecutul rămâne în urmă și se deschid peste noapte alte uși. De multe ori, energia combinată a celor două planete îți trage pământul de sub picioare. Am încheiat citatul. Te rog să ne spui mai mult despre această conjuncție. E vorba despre viitor, mai pe scurt. E vorba despre faptul că această conjuncție ne ajută ne pe toți să ne proiectăm cu doi pași înainte și să ne organizăm viața după alte principii, în conformitate cu o viziune pe termen lung. Conjuncția aceasta are loc cu, o periodi, la o, cu, cu periodici, după o periodicitate cu o, o frecvență de 14 ani. Deci am avut pe cer această conjuncție în... Uh, 2011 și o vom mai avea în 2037, deci după ceas 14 ani. Conjuncția aceasta uh, rupe foarte multe legături cu trecutul și ne dă foarte multă forță de schimbare, de aceea este atât de așteptată, pentru că în sfârșit ai impresia că se întâmplă lucruri și pe uh, această forță de transformare și de construcție a berbecului conjuncția aceasta Uranus-Jupiter din Taur ne dă putere de a ieși din amorțeal nu mai avem voie să amânăm nimic nu mai avem voie să găsim scuze nu mai suntem lăsați să ne mințim singuri de aceea vorbim despre forță și Implementare, vorbim despre proiect, dar și despre acțiune, vorbim despre posibilitate, dar și despre realizare. Practic, nu mai vorbim despre potențial. De foarte multe ori avem pe cer potențialul de a face niște lucruri. Nu, acum chiar le facem Ne ridicăm și le facem. Conjuncția aceasta nu ne lasă până când nu dăm un nou curs vieții noastre în conformitate cu o viziune. Așadar, și datorită sezonului de eclipse. Și pe fundalul acestei conjuncții, suntem într-o perioadă a anului, în toată luna aprilie, pentru că această conjuncție este valabilă cam toată luna, în care noi ne punem pe picioare, ne urnim din loc și ne transformăm viața în conformitate cu un alt plan pe care până acum n-am avut forța, mijloacele, resursele sau timpul să îl punem în aplicare. Acum nu mai avem scuze, după cum am spus, în aprilie, pentru că vorbim și despre taur, avem resurse, Dumnezeu îți și dă, îți deschide toate ușile, numai că trebuie să și vedem, adică trebuie să identificăm oportunitățile care ni se deschid și doar dacă nu vrei, nu faci. Da? Deci, acesta este un alt atribut al lunii aprilie. Nu vom face lucruri și nu vom face schimbările necesare și nu ne vom porni într-o anumită direcție și nu vom acționa și nu vom materializa și nu vom face ceea ce avem de făcut decât dacă nu vrem. Da? De singurul dușman este lipsa de voință. Care, în mod normal, în luna berbecului, Nu ar trebui să fie așa de slabă, ar trebui să fie puternică. Mie această conjuncție îmi spune că este exact începutul pe care și-l dorește toată lumea. Începe primăvara, vine berbecul, deschidem uși, spargem pereți, modificăm tot, da. luăm toată partea benefică pe care putem să o găsim. Și dăm drumul la treabă. Nu ne nu le place de, nu ne plac de lor restricțiile în aprilie. Deci nu mai suportăm să fim constrânși sau condiționați, toți cei care se simt limitați. Într-un cuplu, într-o familie, într-un loc de muncă, vor dori să rupă ușa, să rupă, să spargă cătușele, să să se elibereze, deci este o lună a eliberării în care tot ceea ce te ținea uh, pe loc se poate descătușa. Deci este o lună în care se dărâmă barajul, vine viitura, începem să ne dezlănțuim. Deci este o lună a energiilor dezlănțuite care ne poartă spre un curs al lucrurilor care se va așeza abia în timp. E foarte important de spus cum acționăm în luna aprilie în conformitate cu viziunea, am zis deja, ceea ce înseamnă că noi trebuie să știm ce avem de făcut, și trebuie să ne concentrăm nu pe scop, ci pe direcție. De ce? Pentru că toată luna aprilie îl avem pe Marte în Pești. Marte, în zodia Peștilor, nu este un fan al planurilor din aproape în aproape. Marte în Pești iubește se meargă pe cursul lucrurilor. Marte în Pești ne ajută să ne adaptăm. Marte în Pești este destul de pacifist, vrea armonie, el se retrage, el așteaptă să, vie, să vină timpul, sigur, și vine cu foarte multă acceptare și cu foarte multă iertare. Marte în Pești este, să spunem, zeul adaptabilității. El știe foarte bine că noi nu controlăm nimic. Marte în Pești nu aduce o energie de control. Deci, atât că aprilie este o lună foarte bună pentru cei care știu că oricum viața te duce unde vrea, indiferent unde vrea să ajungi tu. Dar Marte în pești ne dă forța de a nu ne lăsa, de a persevera într-o direcție în care trebuie să avem și încredere, pentru că vorbim despre zodia credinței, trebuie să avem încredere că dacă facem un pas, pământul se va așeza sub picioarele noastre. Aceasta este imaginea lui Marte în pești. Tu calcă și o să vezi că Dumnezeu îți va așterne în continuare o bucată de pământ sub următoarea, următorul pas. Deci este credința în noi și speranța într-un plan divin. De asta speranța... spun că pe tot acest context de eclipsă în berbec, de conjuncție jupiter uranus sunt aur și de Marte în pești, e important să ne păstrăm viziunea. Eu vreau să trebuie să știu unde. Încotro mă adrept. Care este, mă îndrept, Care este azimutul? Noi trebuie să ne o repere. Să spun, gata, eu începând de acum Fac asta Schimb asta Îmi găsesc, mă mut, renovez uh, Scriu o carte uh, Nu știu Mă apuc de sport da, Și, și întorcem, apuci, adică și suna să, să te programezi Și ne întoarcem la imaginea pe care Ai spus-o mai devreme despre săgeată și despre Focus pe exact, timp, În momentul deci, în care ne punem o țintă da? Ne concentrăm pe energie, ne, uh, Acționăm masculin, din energie masculină, adică facem ceva, am pus una pe telefon, m-am ridicat și am făcut, dar mai departe, Marte în peș ne spune cum anume să conducem energia într-un mod feminin. Pe parcurs vor fi obstacole, s-ar putea să trebuiască să ne reorientăm, s-ar putea să nu iasă așa cum ne doream, s-ar putea, de exemplu, să angajez niște meșteri, dar să nu mă înțeleg cu ei, s-ar putea să trebuiască să schimb echipa, s-ar putea să mai schimb încă o echipă de meșteri, dar ideea este că Marte în ne spune perseverează și nu ceda. Marte în trebuie să știți că aduce o energie care nu cedează niciodată. Deci nu ce, da. Indiferent câte obstacole ai în cale, tu urmează-ți drumul. Pentru că în final o să vezi tu unde ajungi și totul va fi bine. Un început de an astrologic, ca la carte, excepțional. Și într-un foarte bun balans, și felicitări pentru că tu ai ales tema asta a relației dintre energia masculină și feminină, pentru că vorbim despre exact, exact despre acest echilibru dintre energia masculină a lui a face acum și cea feminină care spune. Lasă lucrurile să se mai întâmple, dar tu nu te opri și ai încredere că vei ajunge cu bine la bun sfârșit. Să începem cu berbecul, berbecul care este vedeta acestei luni. E mai berbec decât... E cel mai berbec. Cel mai berbec dintre toate zodiile, nu doar dintre berbeci. Și avem un mercur retrograd în berbec, așa cum am zis. Avem soarele, bineînțeles, în berbec. Venus în berbec, cum ai menționat mai devreme. Și îl uh, avem pe Marte în casa 12, exact cum ai spus. Deci spiritualitatea la un nivel foarte ridicat. Asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm energia masculină de parte, evident. Um... Da, energia masculină în cazul lui Marte în pești, înseamnă nu acțiune sau forță brută, ci strategie. Da, Marte în pești este nu este soldatul de pe câmpul de luptă, este generalul care vede tot câmpul de luptă și stabilește strategia și direcționează trupele în teritoriu. Conjuncția Jupiter Uranus este pe casta două. Cum interpretează berbecii această conjuncție? Hai să vorbim despre ceea ce le place și anume despre bani, pentru că ai amintit despre conjuncția pe casa a doua, în taur, ar trebui să fie o lună care mobilizează pe, foarte tare pe berbeci din această perspectivă financiară. Banii sunt un factor motivațional esențial pentru berbeci, de aceea ei trebuie să facă ceva ca să facă bani. Fie trebuie să au o decizie, fie trebuie să schimbe ceva, fie trebuie să își activeze un talent, fie trebuie să mai participe la un curs ca să-și mai iau o diplomă, ca să aspire la o poziție care să le ofere o, o satisfacție financiară mai mare. E vorba foarte mult despre, despre, bani luna aceasta, e vorba iată despre implicare în proiecte financiare, poate cine știe, unii berbeci uh, au idei antreprenoriale, se apucă de o afacere, își deschid, uh, nu știu, uh, un business într-un domeniu pe care îl stăpânesc. Este o lună în care foarte mulți berbeci spun uh, nu se mai poate, uh, nu mai suport, trebuie să fac ceva. Iar acest ceva înseamnă, uh, repet, energie direcționată în scop, către scopul de a face bani. Uh, deci nimic nu motivează pe berbeci mai mult decât banii în aprilie. Uh, și la locul de muncă, la fel, ei s-ar putea să aibă niște ciocniri cu șefii și să se simtă destul de nedreptățiți dacă nu sunt plătiți și adică dacă nu sunt răsplătiți pentru pe măsură, munca lor nu le ajunge să să știe că iubește șeful, nu îi încălzește ei trebuie să simtă totul în buzunar, în palpabil însă berbecii pe fondul acestui mercur retrograd au de recuperat niște uh, acțiuni din trecut. Iau au niște restanțe. Pentru că de Retrograd vine și le spune sunt lucruri pe care uh, trebuie să le iei de unde le-ai lăsat. Deci luna aprilie îi întoarce puțin uh, în trecut pe berbeci, mai ales pe berbecii care n-au luat niște decizii la timp. Pe berbecii care n-au terminat la timp un proiect. Pe berbecii care au renunțat brusc la un anume curs al lucrurilor. De aceea, mulți berbeci s-ar putea să găsească uh, energia aceasta a începuturilor într-o meserie pe care au făcut-o altă dată. S-ar putea ca unii berbești să-și găsească împlinirea afectivă lângă niște persoane pe care în trecut le-au abandonat? Să se întoarcă la niște relații? Niște berbeci este posibil. Sau s-ar putea ca persoane care i-au abandonat pe berbeci în trecut să-și dorească acum să rea relația? Deci, berbecii reciclează o energie din trecut, fie că este personală, fie că este profesională și iată că iau și niște satisfacții de ordin, de ordin uh, egotic. Se ajunge în sfârșit la vorba berbecului. Iată în sfârșit oamenii apreciază valoarea berbecului. Iată în sfârșit a văzut cât de importantă sunt să întorzi la mine. <laughs> sau a văzut cât de importantă, sau a văzut că nu poate să trăiască fără mine. Berbecii sunt ființe esențiale, sunt în luna aprilie, sunt doriți, sunt curtați, sunt căutați, dar și ei, la rândul lor, recunosc poate chiar niște greșeli pe care le-au făcut. Se întorc la o persoană, se întorc la cineva să-și are iertare, își revizuiesc atitudinea față de cineva cu care, de exemplu, s-au despărțit sau certat s-au certat dintr-un motiv pueril sau dintr-un gest impulsiv. Iată că berbecul întinde mâna către diplomație, către pacifism luna, luna aceasta, se duce înapoi să facă pace acolo unde altădată s-a terminat prost sau a ieșit cu conflict. Asta înseamnă inclusiv beneficii pentru berbecii, de exemplu, care se află într-un litigiu, de exemplu, care sunt într-un proces prin care ei recuperează drepturile. Da, poți să-și recupereze niște drepturi. De exemplu, au fost dați afară într-un mod abuziv. Da, li s-a confiscat un teren într-un mod abuziv. Li s-a dat o amendă pe care nu o meritau. E, luna aceasta, berbecii pot să-și găsească dreptatea, pot să facă ordine în viața lor, și pot să reinstaureze o stare de liniște. Deci, atât, în sfârșit, apar niște soluții. Este o lună a soluțiilor, este o lună a deznodământului, este o lună a uh, echilibrului pentru berbecii. Deci, este o lună în care berbecii reușesc să uh, ajungă pe picioare de egalitate cu cineva sau să uh, îndrepte ceva ce altă dată s-a curmat brusc. Trecem și la partea delicată a acestui a acestui semn. Ce fac berbecii în dormitor cu atâtea planete în energie masculină? Bineînțeles, pentru femei e clar, nu trebuie să intrăm în vocea de care vorbeam mai devreme, rămânem senzuale chiar dacă suntem în energia asta masculină a berbecului sunt destul de demonstrativ berbecii luna aceasta. e parcă vor să demonstreze, vor să arate. Bărbații aduc flori, femeile intră în bucătărie și fac o ciorbă. <laughs> Așadar, berbecii au o nevoie de a de a oferi niște recompense. Deci dragostea are un titlu compensatoriu pentru berbeci. Adică bărbatul trebuie să, să compenseze, ori să compenseze o greșeală, ori să compenseze un dezechilibru. Femeia simte nevoia să compenseze la fel o greșeală pe care a făcut-o. Așadar este o lună în care berbecii simt nevoia să echilibreze, poate chiar în dormitor ceva ce au greșit altă dată și oricum sunt cuceritori, sunt seducători, ă, sunt manipulatori ă, și ă, urmăresc contopirea ă, nu doar sufletească, ă, tot în scop de echilibrare. Deci berbecii chiar se împacă în dormitor luna aceasta. Depinde cu cine, depinde cu cine sunt certați. Trecem mai departe la Taur, bineînțeles, ascendent și zodie. Conjuncția este în conjuncția Jupiter-Uranus este în casa întâi în Taur. Pentru ei ar trebui să fie foarte multă energie de la această conjuncție. Cum simt ei cu restul de planete în casa 12 în același timp? Îl pe Venus în casa 12, deci suntem pe parte de spiritual și introspecție, iar această conjuncție benefică le vine în casa întâi. Taurii se vor lua pe ei înșiși prin surprindere luna aceasta. Vor avea niște ieșiri, vor avea niște idei trăznite. Apropo de eticheta aceasta lunii care am spus că este neconvenționalul, Taurii au parte de foarte multă originalitate și ei ies din ceea ce îi definea pe ei ca structură. Taurii știm că sunt mai tipicari, ei sunt previzibili, sunt mari iubitori de confort. Luna aceasta nu mai e deloc așa, pentru că taurii ies puțin din ritmul lor. S-ar putea să își dorească să facă o schimbare, s-ar putea să își dorească să aibă parte de o surpriză. Au niște idei treznite, deci taurii fac lucruri pe care nu le-au mai făcut. Non conformiste, se, am putea spune? Da, e, o, e foarte mult nonconformism. Taurii care, de exemplu, de ani de zile merg în vacanță în același loc, s-ar putea să aibă ideea treznită de, de a încerca și altceva. Deci taurii încearcă și altceva. Dacă de fiecare dată se duceau în străinătate, anul ăsta s-ar putea taurul se gândească, taurii s-ar putea să se gândească, ia să mergem noi pe litoral în România, că n-am mai fost de 14 ani. Deci, asemenea, idei s-ar putea să îi ia pe surprindere pe tauri. Ei, oricum, sunt atipici, deci este o atipică pentru acești nativi, fac lucrurile diferite, îi abordează pe oameni diferit. De asta spun că uneori s-ar putea să nu se recunoască ei și mulți tauri, după ce au niște reacții sau după ce au niște ieșiri, în raport cu alți oameni, s-ar putea să își facă o autoevaluare când ies din adrenalină să spună, din să spună, au, da, nu știu ce m-a lovit, zici că n-am fost eu, nu știu ce m-a apucat. Pentru că taurii care sunt rezervați și sunt foarte calculați, s-ar putea să spună abrupt niște adevăruri, s-ar putea să înfrunte o autoritate fără niciun fel de jenă sau fără niciun fel de frică, după care să li se facă pirea de găină să se întrebe și ei, ce a fost asta, ce m-a lovit? Deci pe taurii lovește cu siguranță ceva luna aceasta, ei sunt mult mai activ, mult mai energici, chiar și mult mai harnici dacă se poate, sunt foarte dedicați scopurilor. Casa aceea a 12 -a, cu eclipsa îi face pe Taur să fie extrem de perseverent. Nimic nu îi oprește pe Taur din drum. Și s-ar putea ca aceste, acest drum pe care merg taurii să, să suporte niște ajustări. Taurii s-ar putea să aibă niște revelații, să spună: Am stat eu și m-am gândit și cred că totuși ar fi mai bine să fac altfel sau ar fi mai bine să mă duc în altundeva. undeva, Deci este o lună în care se pot modifica opțiunile. Da? De exemplu, taurii care intră acum la facultate sau care sunt. Termină liceul, să spună: Mi-am dorit eu dreptul, dar parcă m-aș duce la AS. Este de așteptat orice fel de răsturnare de situație în privința taurilor și ei s-ar putea să fie imprevizibili, s-ar putea să șocheze luna aceasta și să îi și destabilizeze pe cei din jur. Deci, taurii au momente de spontaneitate, dar măcar sunt, chiar dacă îi destabilizează pe alții, sunt simpatici, ei își recalculează traseul ca, ca la GPS și nu își pierd din popularitate sau din, din șarm. Iau în continuare parte de susținere, să nu uităm că peștii pentru tauri înseamnă casa 11 a prietenilor și a protectorilor. Taurii sunt susținuți, taurii sunt iubiți, taurii au parte de Protecție. Să nu uităm că această conjuncție Jupiter-Uranus se petrece și sub semnul unui sextil pe care îl face Marte din Pești. Deci Marte din Pești care face conjuncție cu Saturn va face și sextil cu această conjuncție Jupiter-Uranus. Ceea ce înseamnă că Taurii au în luna uh, aprilie un puseu de uh, imagine publică poți să atingă o cotă de piață, poți să fie vizibil, poți să iasă pe scenă, poți să fie văzuți, pot să înceapă să, să, se filmeze, pot să înceapă să se difuzeze, să apară la televizor, să, să, se lanceze, să iasă cu un produs pe piață. Iată că Taurii, apropo de, de lansare, se lansează pe orbită și zboară ca niște rachete prin spațiu în aprilie. Ce fac taurii diferit în dormitor? Ce. Atenție, taură, o să schimbați poziții luna asta, e clar. Da. Ce se întâmplă Pe diferit? Că nu, nu veți schimba și canalul de YouTube, <laughs> când auziți. Da. Uh, surprind. Sunt uh, de dreptul uh, irezistibil și, într-adevăr, schimbă ceva în. în uh, în modul în care se raportează la, la partener sau la parteneră sunt mult mai activi această hărnicie se poate duce și în pat da, sunt mult mai harnici taurii în aceasta și se mobilizează mai ușor și, repet, s-ar putea să surprindă partenerul sau partenera printr-un libidou excesiv deci să ținem cont că vorbim despre o zodie foarte fertilă în aprilie, așadar dragi tauri, aveți foarte mare grijă la măsurile de protecție dacă nu vă doriți. Dacă vă doriți, luna aceasta e bine de făcut copii deci, pentru voi. Aveți cu ce și aveți și cu cine, se pare. Deci taurii nu schimbă, doar pozițiile schimbă și frecvența. Frecvența, intensitatea. Bun, Doamne ajută. Sperăm că nu și partener. <laughs> <laughs> Trecem la Mercur, bineînțeles, Zodie și Ascendent. Adică gemeni. Adică gemeni. Uh... Mercur este retrograd, guvernatorul gemenilor, este retrograd în casa 11. La ce trebuie să fie atenți gemenii? La relația lor cu grupurile. Este o lună în care gemenii își revizuiesc locul lor într-o anumită echipă. Își dau seama dacă aparțin sau nu aparțin unui grup, unui cer de prieteni, dacă își doresc niște oameni în preajma lor sau nu. Ei sunt foarte atenți la prezența lor. De exemplu, gemenii au o lună a evenimentelor sociale sau a invitațiilor la diferite evenimente sociale. Dacă în casa 11 este populată, întotdeauna ești în lume. Ai parte de oferte, te invită foarte mult să faci parte din cercul lor. De exemplu, primești foarte multe invitații, nu știu, la apariții TV sau la evenimente sociale, la uh, cafea în oraș. Poți să poți să primească invitații la interviuri, deși nu și-au depus CV-ul nicăieri. Vine din senin un angajator și ce vreau să lucrez cu mine. Păi bine, dar de unde afla de mine? E, te-am găsit eu pe LinkedIn, te-am găsit eu pe uh, Facebook și îmi place de tine. Deci au foarte mare priză la public, numai că Gemini trebuie să învețe să fie selectivi. Tocmai pentru că au foarte multe oferte, asta nu înseamnă că ei trebuie să le dea curs tuturor. De aceea gemenii au o lună totuși introspectivă, această conjuncție uh, Jupiter-Uranus se petrece în casa 12 și le crește gemenilor extrasenzorialitatea. Gemenii văd dinainte, știu ce urmează să se întâmple. De aceea, în foarte multe situații în care altă dată gemenii s-ar fi dus cu capul, de, capul înainte, acum ei sunt reticenți, ezită, sau pur și simplu se retrag. S-ar putea ca mulți gemeni să dea dovadă de comportament evitant, s-ar putea să nu se ducă la niște evenimente, s-ar putea să nu se prezinte undeva, s-ar putea să refuze, adică să decline, da, niște invitații, într-un mod politicos, da, sigur, vorbim despre strategie, adică nu vor închide ușile și nu-și vor lăsa loc de bună ziua, dar s-ar putea să fie foarte ferm gemenii în a nu lua parte la niște acțiuni. De aceea este o lună foarte interesantă pentru gemeni, apropo de energia noilor începuturi, în care mulți nativi gemeni sau cu ascendent în gemeni să se dezică de prezența lor într-un grup. Să-și dea seama că sunt folosiți, să-și dea seama că suportă niște consecințe dacă se bagă în ceva. Sunt foarte multe tentații, ademeniri, să le spunem, ispite. De care au parte gemeni. Vine cineva și zice: Hai să! Hai să facem, hai să ne implicăm. e Nu orice asociere este benefică pentru gemeni, de aceea această conjuncție funcționează ca un semnal de alarmă. Conjuncția dintre Jupiter și Uranus. Gemenii au intuiție, au flair, sunt profetici. Știu precis unde să nu se bage, unde să nu se amestece, cu cine să nu uh, își pună la comun. Uh, Energia. De aceea este o lună în care gemenii sunt foarte selectivi, foarte atenți la calitatea oamenilor, foarte atenți la vibrația uh, celorlalți și își văd foarte bine de treaba lor. Este o lună în care, chiar gemenilor, în care gemenilor chiar îi se recomandă să și vadă de treburile lor și mai degrabă să uh, nu dea curs unor invitații sau unor activități decât dacă oamenii respectivi îi reprezintă. Decât dacă ei se simt valorizați, apreciați, altfel dacă Gemenii se simt folosiți, ei or să știe dinainte. E foarte greu să păcălești pe cineva născut în Gemeni în aprilie. Este foarte greu să îl tragi pe sfoară, este foarte greu să îl faci să, vrea, să îl faci să, fa, să, facă, să l determini să facă ceva care este doar în avantajul tău. Gemenii țin foarte mult la echilibru în luna aprilie, vor un schimb de energie. Și atunci uh, ei uh, văd mai mult decât văd de obicei. Practic, iată că gemenii nu se mai mint, în aprilie este o veste extraordinar de bună. Ei văd adevărul, recunosc adevărul despre oameni și se mai și ascultă. De aceea, ei au o protecție divină foarte mare și nu vor intra decât în acele acțiuni care, într-adevăr, sunt pentru, pentru ei. Dar propuneri și ofertele vor fi. Vor fi gârlă, trebuie să spun bancul acela cu romantismul apropo de umor, pentru că întotdeauna sexualitatea se asociază la gemeni cu umorul, să știți că la gemeni, și, ca să îți iau vorba din gură, și în luna aprilie, sexul de face cu umorul. Deci dacă îl faci să râde pe geamă, s-ar putea să-i cade și chiloții de pe el. <laughs> la întâlnirea romantică, domnișoara îi spune, vai, iubitule, vezi... Câte stele, frumoase, cerul s-a pregătit pentru noi, ne-a pus uh, strălucire în păr. Uite câte stele sunt la care bărbatul se uite ce da, căcălău. <gălări> da. E. Uh, așa și la, la gemeni vor, fi, uh, vor curge căcălău uh, ofertele și uh, propunerile. Dar de data aceasta ei vor ști să se ferească. Uh, când vorbim despre a se feri, vorbim și despre metoda metod de contracepție, cu siguranță. Deci, gemenii vor fi foarte prudenți și foarte prezenți. Este o lună a prezenței. Știu precis cum să se raporteze la fiecare persoană. Mai este încă ceva. Gemenii gândesc pe termen lung, cu strategie. Berbecul acela cu eclipsa este în casa 11-a. Ei s-ar putea să primească niște propuneri dar pe termen lung acela sunt cele mai benefice, nu ceea ce este imediat concret are valoare pentru gemeni acum. Ei privesc mai încolo, mai pe la toamna, mai pe anul viitor și au nevoie de o pregătire. Da? Deci, gemenii care lucrează la un proiect, gemenii care uh, sunt angrenați în ceva ce urmează să se termine în câteva luni de zile sau un an, doi ani, trei ani, sunt foarte avantajați. Deci, gemenii. Gândesc în perspectivă, acționează în virtutea ceva ce va da roade de mai târziu Deci gemenii gândesc nu în termen de câștig imediat ci în termen de efort care la un moment dat în viitor va fi recompensat Așadar, pentru gemeni în dormitor cresc umorul. percepțiile senzoriale, crește <laughs> da, umorul, da, dar cu prudență, da, da. întotdeauna. Deci asta, bine, nu știm cât apreciază gemenii, doar să fie gâdilați cu pana sau cu, da, sau cu paiul sau așa, cu scobitoarea în nas, dar cert este că fără umor nu se întâmplă nimic în dormitor la gemeni în aprilie. Trecem la rac. Uh, zodie și ascendent. Guvernatorul racului uh, o să aibă o lună nouă în Berbec. Cu eclipsă? Da. Cum, cum simt, și eclipsa, că ar trebui să fie cei mai afectați? Tot cu surprindere. Hai să spunem că sunt cei mai influențați, pentru că termenul acesta afectare are o conotație negativă. Lipsește această conotație negativă din registrul lunii aprilie. Asta nu înseamnă că totul mai de bine. Din potrivă, este ceva ce ne-am spus și vom spune acum de ce. Pentru că vorbim despre context social. Gemenii au raporturi foarte înalte cu autoritățile. Este o lună în care ei uh, trebuie să clarifice niște situații cu șefii sau cu instituțiile, s-ar putea cu mulți lași să trebuiască să se ducă să dea cu subsemnatul, să aibă de-a face cu instituțiile statului, să se ducă până la uh, primărie, să se ducă până la nu știu ce oficiu sau nu știu ce uh, registru. Deci au foarte multă treabă instituționalizată sau până la bancă și dacă te duci până la bancă, tot cu instituția ai de-a face. Deci este o lună a relației uh, racilor cu, cu sistemele și cu autoritățile. E și pentru că am vorbit despre asta, să spunem că, per total, de asta e bine să a scus horoscopul până la capăt, că uite, mai spun prostii și pe parcurs când analizăm fiecare zodie cu titlu general. Și vom spune, iată, în acest moment, al, în acest segment al întâlnirii noastre, vom spune că luna aprilie este și luna descărcărilor sociale. De ce? Să ne uităm la uh, configurația de pe cer, la pachet. Toate planetele sunt aglomerate între Vărsător și Taur. Da? Deci pe parcursul a 4 zodii. Să ne gândim că este cel puțin pe 8 aprilie, la eclipsă. Da? Este Pluto în primele grade din Vărsător și avem Uranus în gradul 21 în Taur. Deci toate planetele sunt aglomerate. Configurația se cheamă pachet. Ce se întâmplă când tu poți Mega Image. Pungile la de la Mega Image nu facem nici în reclamă, nici antireclamă. Deci la Mega Image știu că au, știți că au schimbat pungile, sunt ca foaia de ceapă. Și eu deseori am această, deși am sertarul cu pungi ca orice român acasă, ui se au pungă. Și bineînțeles cumpăr pungă, cumpăr trei sticle de lapte și bineînțeles că până am ieșit din magazin, pungile sunt pe jos. De deci ce se întâmplă când pui toate produsele într-o pungă, într pungă fină, da, de la Mega Imas sau de ori, oriunde altundeva, se va rupe punga. E așa este cu configurația pe cer. Este o lună în care ceva trebuie să explodeze, ceva trebuie să crape. Este o lună în care sare o supapă prin această conjuncție Jupiter-Uranus, de aceea, din punct de vedere social, luna este destul de sensibilă. Este o lună sindicalistă, este o lună în care oamenii pot să se manifeste, este o lună în care spunem ce avem de spus și o lună în care s-ar putea ca oamenii să iasă în stradă, să nu mai poată să suporte anumite circunstanțe. Nu vorbim așa în general că va fi Revoluția de 89, dar pur și simplu vorbim despre anumite acțiuni punctuale, de anumite manifestații sau de acțiuni sindicaliste, organizate. Nu vorbim despre haos. Da, s-ar putea să ne trezim cu amenințare de grevă în învățământ, în sindicatul polițiștilor, în sindicatul fermierilor și așa mai departe. Deci mai mult o atitudine de revoluție, exact. e de deci, o atitudine, este da. Diferit. Deci dar eu am încredere că la nivel înalt se cunosc foarte bine aceste forțe subconștiente care lucrează în mase și se va anticipa cumva. Adică fie cei care sunt la putere vor ține ciocul mic, vor ști să se să evite să fenteze. Că vorbea și ei trebuie să beneficieze de contextul ăsta favorabil al, al zodiacului. Ar fi păcat. Da, și atunci sperăm să fie anticipate aceste nemulțumiri ale maselor, pentru că altfel va fi cu cântec. Revenind la Rac, de, iată că discuția aceasta sau precizarea aceasta a avut loc în contextul în care vorbim fix despre Zodia, care are cele mai multe raporturi instituționale. De altfel, racii pot să crească foarte mult. Avem alegeri. Racii sunt avantajați. Racii pot să ocupe funcții de conducere. În orice cadru uh, social, la orice nivel, racul poate să fie promovat. Deci racii pot să uh, ascensioneze, pot să aibă vizibilitate, pot să aibă trecere la uh, superiori, se bucură de reputație, se bucură de credibilitate, de sunt pe un, un trend fantastic social și s-ar putea să se reorienteze către o direcție sau o poziție la care nu s-ar fi gândit prin prisma acestei conjuncții dintre Jupiter și Uranus, să-și doreau neapărat să ajungă într-o instituție. Își dau seama că e ceva mai bun. Sunt într-un într, -un, într -un raport bun cu șefii, cu angajatorii, cu patronii, dar apare ceva, le vine o idee. Raci încep un demers în următoarele șase luni, deci între eclipsele din 8, dintre 8 aprilie și 2 octombrie, racii încep să uh, să lucreze la un proiect personal încep să începe să încolțească în mintea lor o idee cum ar fi DAC și încep să se pune pe treabă unii raci s-ar putea să își schimbe CV-ul să și îmbucățească dosarul să-și mai o certificare, să-și mai au o diplomă care să-i ajute, oricum e vorba despre creștere, creștere, urcuși și statut în același timp, cocația 10 acolo prezentă, da? da? Altfel, racii sunt destul de loviți din punct de vedere financiar, au foarte multe investiții de făcut. Să ne gândim că în, ultima, în ultimele 10 zile ale lunii, de când soarele va intra în taur, deci de pe 19 aprilie, apropo, soarele după ceas, la oră fixă, intră în taur pe 19 aprilie la 5 seara, deci la ora 17 ora României. Deci între 19 și 30 aprilie e activă cuadratura dintre Pluto și uh, Soare. Cuadratura Soare-Pluto aduce nevoie de reorganizare. Deci Raci e clar că sim nevoia să acționeze și să alchimizeze ceva. Nu le mai place, nu le place ceva. Nu le place patul, nu le place salteaua, nu le plac termopanele, nu le plac hainele. Deci este o lună a investițiilor în care simt nevoia efectiv să primească, Este o lună în care racii năpârlesc și trebuie să, -și facă, să, creasc să le crească altă piele, dar asta e costă. Da? Prin urmare, racii vor investi la blană și s-ar putea să intre într-un dezechilibru financiar, să facă un împrumut sau să ia niște decizii financiare, astfel încât să se reechilibreze. S-ar putea să trească să vândă ceva ca să, ca să se descurce cu cheltuielile pe care și le-au propus. Și de asemenea, bineînțeles, cu Pluton Casa 8 -a, e vorba foarte mult despre parteneria, despre banii partenerului, despre Uh, sprijinul familiei, fără de care Racul nu poate să facă prea multe luna aceasta, dar uh, este o lună în care Rac și sunt foarte pretențioși, cer foarte mult, dar și de la ei și de la ceilalți, dar până la urmă o să vedem că ei reușesc. Cu energia că asta e opta, cu luna plină în scorpion, deci sexualitate destul de puternică, ce se întâmplă în dormitor pentru Raci? Ce se întâmplă diferit? Ce vor să schimbe cu această conjuncție? Dacă îi ajută sau nu? Uh, Racii uh, privesc luna aceasta sexul ca pe, nu ca pe un fel de compensație, ci ca, un fel de, ci ca pe un fel de uh, dublare a triumfului. Deci, este, sexul pentru ei este uh, un al doilea desert după desert. Desertul este ascensiunea, prin urmare, ei sunt pregătiți pentru întâlnirii romantice și percep sexualitatea. Prin filtrul acesta al romantismului. Pentru ei, dragostea în dormitor este un răsfăț, este o delicatesă și este o completare numai bună după uh, triumful social. Așadar, racii uh, sunt ei într-o vibrație de bucurie, uh, pentru care intimitatea vine în completare. Deci vine ca un fel de, sau ca un fel de desert după felul principal. Trecem de, la, trecem de la lună, trecem de la suflet, hai să ne uităm la soare. Soarele ne uităm la leu. Leul are și el luna nouă tot în berbe, care mercur retrograd în casa nouă. Aici ar trebui să ne uităm un pic. Ce înseamnă asta? Plecări, cunoștințe superioare? Unde se petrec aceste schimbări de mercur retrograd pentru leu? În același timp, soarele este în eclipsă în casa 10 Lei au o oportunități fantastice în luna aprilie, în primul rând de a uh, duce la bun sfârșit ceva ce au început de mult. Deci este o lună a finalizărilor, a încheierilor și a, a, a materializărilor. Este o lună cu conținut foarte practic pentru nativi Leu. Deci ei se întorc la niște uh, proiecte vechi pe care în sfârșit pot să le pună în practică. Da, Deci lei reușesc să materializeze ceva ce aveau de gând de mult să facă și n-au reușit până acum. Din acest punct de vedere este o lună foarte bună pentru începuturi practice, concrete, pentru demensuri care într-adevăr sunt și cuantificabile. Adică se vede ce face leul, mai ies și bani, lumea este mulțumită. Depinde totul de nivelul la care uh, acționează leul și de calitatea oamenilor de care se înconjoară. Aici este marele și al lunii aprilie pentru lei, întrucât ei au tendința de a fi extrem de entuziaști și de a se asocia cu oricine. Și atunci când casa nouă este transitată și mai și eclipsa acolo, lei trebuie să învețe un lucru esențial. De trebuie să-și respecte... Uh, nu, trebuie să se respecte pe ei, și trebuie să învețe să aleagă oameni Pentru că lei, în aprile s-ar putea să comită asemenea greșeli, să se înconjoare de oricine, să lucreze cu oricine, să aibă relații angro, să-și dorească să se infiltreze în diferite cercuri. Numai că oamenii nu sunt ceea ce sunt, nu, ceea, 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 nu sunt ceea ce par. Și s-ar putea ca mulți lei să constate că, în luna aprilie, că au împrejurimi oameni care sunt căpușă, oameni care îi folosesc. Oameni care urmăresc doar avantajele și beneficiile de pe urma lor. Prin urmare, lei s-ar putea să-și dea seama că au deschis porțile, că uh, s-au împrietenit cu foarte multă lume și că unii nu sunt benefici. De aceea este o lună foarte importantă prin prisma aceasta a procesului de selecție. Lei e bine să-și selecteze anturajul. E bine să învețe să, va, să accepte oamenii așa cum sunt și să se retragă din niște combinații. De ce? Pentru că ei nu fac treabă în luna aceasta decât dacă sunt la cel mai înalt nivel, decât dacă lucrează cu cei mai buni, decât dacă uh, ei prestează servicii de cea mai înaltă calitate, decât dacă ei sunt absolut uh, excepționali în ceea ce fac. Deci este o lună în care nu au voie la mediocritate. ei. Nu au voie să facă rabat de la calitate, nu au voie să facă niciun fel de compromis. E când vorbim despre această interdicție la mediocritate, se aplică ce am spus și la oamenii din viața lor. Iată, lei n-au voie să păstreze în anturaj oameni mediocri, oameni care se dovedesc a fi profitori, oameni care se dovedesc a fi uh, incomozi, bârfitori, răi, lacomi, deci, lei, iată că își strâng o camarilă în jur în luna aceasta, se împrietenesc, sunt foarte sociabili, dar mulți oameni sunt mai degrabă în căutarea unor oportunități. Deci, lei trebuie să se scuture luna aceasta. Trebuie să înceapă ceva ce de mult voiau să facă și abia acum e timpul să facă, dar în rest trebuie să învețe să, să se asocieze doar cu cine îi merită pe ei până la urmă. Uh, nu tot ce zboară se mănâncă, asta trebuie să învețe lei în luna uh, aprilie. Ei, spre deosebire de gemeni, nu prea au aceeași claritate și nu prea văd lucrurile din prima și n-au toate simțurile uh, deschise, de aceea unii lei s-ar putea să-și iau s-ar putea să fie dezamăgiți, uh, s-ar putea să aibă niște așteptări nerealiste, dar se vor trezi. Pentru că această conjuncție Jupiter-Uranus evident că lucrează și în avantajul leilor, este în casa 10 -a. Ceea ce înseamnă noi începuturi profesionale, înseamnă inovație, înseamnă că lei vin cu ceva. Iau acel chelcășoz care îi scoate în evidenții, le, ies în evidență, sunt vizibili, e o lună foarte bună de promovare, de marketing. Lumea îi, îi apreciază, îi validează, dar, repet, lei trebuie să înțeleagă că ei nu sunt pentru oricine, că munca lor nu se adresează oricui și că nu toată lumea poate să presteze la acel nivel de excelență pe care sunt ei capabili să-l livreze. Se aplică asta și în dormitor pentru lei? Sunt la cel mai înalt nivel? Tare mă tem că la acel nivel nu prea există foarte puțin, foarte mulți candidați, deci tare mă tem că sunt atât de exclusiviști lei încât vor fi foarte greu de mulțumit în dormitor sau pur și simplu unii lei vor prefera mai bine lipsă decât așa. Adică lei trebuie să aibă niște condiții prielnice pentru manifestarea actului erotic. Trebuie să aibă timp, trebuie să aibă confort. Așa, în 5 minute în mașină nu mersi. Da? Deci lei excelează doar dacă uh, au condițiile, au partenerul, au contextul, au timpul, au resursele. Altfel mai bine nu. Hai să ne aplicăm un pic uh, atenția și către Fecioara. Ascendent sau uh, Zodie pentru Fecioare, guvernatorul lor este în... Uh, Casa opta. Mercur, Mercur, retrograd, ceea ce înseamnă că fecioarele au de achitat niște restanțe. Fecioarele încep luna cu datorii, fecioarele încep luna cu plăți, încep luna cu uh, oameni care au nevoie de bani de la ele. Așadar, este o lună în care fecioarele trebuie să producă foarte mulți bani, iar acești bani merg în scopuri, fie în scopuri caritabile, fie în scopuri de familie, oricum sunt prestatori de servicii, ei trebuie să dea foarte mulți bani cei născuți în zodia fecioarei, uh, și e vorba despre banii care, sau despre plăți pe care trebuie să le facă din urmă. Fie le vin niște facturi, fie le vin niște amenzi, fie vin taxe, impozite peste, peste fecioare. Cert este că e bine pentru acești nativi să existe un fond de rezervă sau să existe uh, o flexibilitate financiară, pentru că s-ar putea să fie puși în situația de a. Uh, Plăti într-un termen scurt o sumă la care nu s-ar fi gândit. Asta înseamnă inclusiv extravaganță financiară. S-ar putea ca un fecioare să își dorească să planifice, de exemplu, o excursie care le depășește bugetul. S-ar putea să se înfrâneze de la niște cheltuieli ca să-și permită altceva. Deci este o lună a manevrelor financiare. Altfel, fecioarele uh, sunt intuitive, au foarte multe revelații, sunt foarte preocupate de lumea de dincolo. O să vedem foarte multe fecioare uh, pe la întâlnire de astrologie sau uh, pe la consultațiile de astrologie pentru că uh, sunt pasionate de mister, de secrete, de tot ce este ascuns foarte multe fecioare pot să iasă în, în evidență luna aceasta, mai ales dacă au acest rol social-terapeutic, să apară la televizor, iată, să, fecioare care sunt astrologi, care sunt terapeuți, care sunt psihologi. Deci fecioare care se ocupă cu lumea sufletului. Multe fecioare pot să organizeze grupuri, pot să organizeze tabere de dezvoltare personală, pot să adună oameni în jurul lor. Deci fecioarele au lucruri de spus, de împărtășit. Uh, și uh, au darul de a aduce alinare și confort, de a echilibra. Deci, e uh, ne tuturor foarte ușor să ne mergem pe mâna fecioarelor. Deci și fecioarele au intenții foarte bune în luna aceasta, intenții pacifiste, umaniste, să fie toată lumea bine, să fie cald afară, să fie frumos, și deci sunt și cu un simț estetic dezvoltat și sunt și foarte uh, uh, bine cu uh, uh, Cu mențiunea că și lor li se aplică aceeași uh, uh, invitație astrală pe care o au lei de a acționa doar la cel mai înalt nivel. Fecioarele nu trebuie să se mulțumească cu puțin în această. Conjuncția uh, Jupiter-Uranus arată că locul lor este undeva sus, este doar printre cei mai buni, este doar la cel mai înalt nivel munca pe care trebuie să o presteze trebuie să fie de cea mai înaltă calitate, hainele pe care și le cumpără trebuie să fie de asemenea de cea mai bună calitate, așadar fecioarele au o doză de rafinament și de exclusivism foarte uh, înaltă. Fecioarele sunt foarte pretențioase și ele uh, și spre deosebire de alte uh, perioade ale vieții lor sunt și asertive, adică fecioarele spun ce vor forța aceasta a berbecului le face pe fecioare să spună verde în față ceea ce gândesc. Ceea ce înseamnă că fecioarele s-ar putea să fie destul de periculoase pentru urechile foarte multor oameni, pentru că vor trânti verde în față ceea ce cred, nu vor mai putea să tacă, deci fecioarele care nu pot să tacă, vă dați seama că devin dezlănțuite, cicălitoare, critice, uh, și s-ar putea ca această eclipsă să acționeze pe fondul conjuncției Uranul-Jupiter ca o supapă. Fecioarele scot supapa, atenție, răsuflă, spun ce au de spus, îi execută pe cei din jur și toată lumea s-ar putea să stea afiș în fața fecioarei. Deci fecioara ți închide gura luna aceasta. Cu Mercur în casa 8, casa Scorpionului și cu Marte în casa 7, ce se întâmplă în dormitor? Ce se întâmplă în partea asta de iubire? Un pic de scânteie de la Mercur? Puțin secret de la, de la casa 8? Uh, se întâmplă pentru fecioare că ele merg foarte mult pe una partenerului, sunt foarte empatice și simt foarte bine dacă da sau dacă nu. Deci depinde foarte mult de partener prestația cu ușile închise a nativilor fecioare. Dacă există partener, sigur. Dacă nu există partener, Marte în casa șaptea, poate să aducă un partener, dar atenție, un partener episodic sau de aventură. Dar, altfel, fecioarele nu au foarte multă inițiativă, însă s-ar putea, putea să primească ele invitații, oferte, să fie seduse. Deci, fecioarele sunt uh, cap de listă uh, în ceea ce privește uh, jocul acesta al seducției. Da? Deci, pentru vânători, <laughs> fecioarele sunt uh, uh, pe primele poziții uh, pentru că ele atrag. Deci asta fac fecioarele, atrag, magnetizează, se duc și alții au inițiativa. Deci câtă vreme inițiativa nu vine de la fecioare, fecioarele vor putea să aleagă. A, și cred că au de ales luna, au de unde să aleagă luna aceasta. Balanțele, ascendența, sau zodie, au luna plină în casa șaptea. Din nou, casa relației, casa... Luna nouă. Luna, de luna nouă. Luna nouă cu luna eclipsă. 9 cu luna nouă, cu l-au și pe Venus în tranzit în casa șaptea. 7 vom, este... vom avea și luna, vom avea și plină iartămă, dar pe 24 aprilie, însă acea lună plină va fi pe axa Taur-Scorpion. Deci hmm. la acea dată deja taur, soarele va trece în Taur și luna va fi în Scorpion când vom avea uh, lună plină. Avem multe planete cu în casa relațiilor. Ce cum simt Balanțele uh, acest tranzit al lui Venus? și, bineînțeles, conjuncția. Cu foarte multă detașare și, din multe puncte de vedere, cu foarte multă lipsă de putere. Cam așa se simt balanțele cam neputincioase. Mingea nu este în terenul lor. Atunci când planetele sunt pe segmentul opus, mai ales în casa șaptea, nu tu decizi. Practic, balanțele sunt la mâna altora, balanțele sunt într-o expectativă, balanțele încearcă să tatoneze, balanțele încearcă să să antameze niște discuții, să pornească niște relații, dar nu depinde nimic de el. Deci, tot ce pot face balanțele în aprilie este să-și arate disponibilitatea. Și atunci, balanțele trebuie să funcționeze foarte mult pe invitație, trebuie să răspundă și trebuie să înțeleagă că dacă nu vin spre ele ofertele benefice, înseamnă că e bine să mai aștepte. De exemplu, nu e bine pentru balanțe în aprilie să se dea peste cap să schimbe locul de muncă, să depună cv să dea telefoane, vreau să-mi schimb locul de muncă. Nu, oferta trebuie să vină singură. Propunerea trebuie să vină din exterior. De ce? Pentru că balanțele s-ar putea să nu aibă cele mai bune idei luna aceasta. De aceea ele trebuie să meargă pe Mâna destinului. De asta e și Marte în Pești. Da? Marte în Pești le învață pe, pe balanțe că direcția corectă este aceea care li se arată, nu aceea pe care încearcă ele să o impună. Deci, este o lună în care balanțele uh, trebuie să îmbrățișeze mai mult energia pasivă și să își folosească forța aceasta de a acționa doar acolo unde li se deschide. Deci, este o lună în care balanțele funcționează pe oportunități, am spus, pe invitații. Este o lună în care balanțele e posibil să aibă parte de oferte. Altfel, oricât ar încerca balanțele să, să schimbe lucruri, nu prea le iese. Este o lună mai degrabă de uh, expectativă, de tranziție, de uh, participare la evenimente sociale. Dar, repet, destinul trebuie să te cheme ca să poți să faci o schimbare Indiferent cât ți-ai dorit trebuie să înțeleagă balanța în aprilie Acea conjuncție dintre Jupiter și Uranus se petrece pe casa A8 a opta Ceea ce le poate aduce într-adevăr balanțelor resurse financiare Balanțele pot să aibă parte, unele dintre ele, chiar de o moștenire Sau de, da, o tranzacție Balanțele pot să câștige venituri pasive de exemplu, să, fie dintr-o închiriere, fie dintr-o vânzare, fie dintr-o moștenire. Cert este că balanțele pot să-și crească veniturile, dar nu fără contribuția altora. Prin urmare, balanțele prosperă sau intră pe un făgaș benefic prin partener, prin, cu ajutorul familiei, deci nu este deloc o lună a individualismului, este o lună în care balanțele trebuie să uh, danseze fără să conducă. Deci balanțele sunt oamenii de sprijin, sunt oamenii din spate, sunt oamenii pe care se bazează toată lumea, sunt oamenii care țin echipa, nu sunt primadonele. Deci trebuie să învețe să se retragă balanțele în luna aprilie și să îi scoată pe alții în evidență, să pună lumina scenei pe ceilalți. Cu așa multe planete și tranzit în casa șaptea, mi-e în a schimbării în dormitor. Energia iubirii este diferită la balanțe. Cum o da. simți? Balanțele um, și acolo depind foarte mult de parteneri, ca și fecioarele Zodia uh, anterioară, dar balanțele sunt dispuse să facă lucruri pe care nu le am făcut până acum într-o atitudine conciliantă. Da? De exemplu, balanțele sunt mai deschise către erotism cu partenerul care n-au avut prea multă chimie în ultima vreme, balanțele mai dau o șansă, balanțele răspund pozitiv la un apel pe care l-au refuzat până acum. Deci e bine ca celelalte zodii să încerce dacă e vorba despre o balanță. Pentru că balanța s-ar putea să, nu refuze de data aceasta, s-ar putea să dorească să experimenteze și să fie destul de curioase. Balanțele sunt curioase. Hai să vedem. Hai să vedem cum iese și așa. Hai să vedem cum e. Deci balanțele uh, sunt mai deschise decât de obicei la experimentare și s-ar putea să schimbe atitudinea. Chiar și față de partener, un partener pe care l-au respins de care vreau să se despartă, balanțele își aduc aminte poate cât de bun era, cât de bun era sexul în cuplu. Parcă merită să-l mai păstrezi s-ar putea să zic balanța, sau s-ar putea să fie plăcut surprinse de performanța unui partener sau unei partenere care apare uh, ca element de noutate. Da? Deci, balanțele dau alte șanse în dormitor în aprilie. Trecem la Scorpion. Scorpionul uh, și ascendent și zodie. La el eclipsa se petrece pe casa 6. Iar guvernatorul scorpionului este în conjuncție cu Saturn. Ce beneficii avem aici pentru scorpion? Vorbim despre Marte, vorbim despre Casa Iubirii, acolo unde este Marte toată lumea, luna în conjuncție cu Saturn. Uh, Scorpionii înțeleg foarte clar că dragostea înseamnă responsabilitate și asta îi învață pe toți. Uh, E un uh, amestec foarte omogen de energie masculină și feminină în luna aprilie pentru Scorpion Ei știu foarte bine când să sancționeze, când să se retragă, când să fie bărbați, când să fie femei Și repet, ei au tendința de a-și traduce uh, dragostea prin uh, servicii sau prin responsabilități Ei se concentrează foarte mult pe partenerul în aceasta, uh, pe construcția în cuplu sau pe copii da, scorpionii investesc foarte mult în copii, au așteptări foarte mari de la copii, fac foarte multe pentru copii. Sunt foarte devotați, sunt foarte loiali și totul este pentru binele comun. Așa gândește scorpionul luna aprilie. Conjuncția Jupiter-Uranus vine pe casa a șaptea, ceea ce înseamnă că este o lună excelentă pentru parteneriate, o lună de echipă, este o lună de asociere, este o lună în care scorpionii să găsească un, un om cu care să pornească la drum. Este o lună foarte bună de revigorare relații de cuplu sau de început o nouă relație de cuplu. Este o lună în care scorpionii redescoperă pasiunea vieții. Scorpionii uh, pot să fie entuziași, pot să jubileze după o perioadă de stagnare. Este acel ceva care îi atrage. Elementul incitant. Apare în viața scorpionului în luna aprilie. Poate să fie vorba și fie despre o persoană, fie despre un proiect. Ceva îi trezește la viață pe scorpioni. Apare o scânteie undeva în viața lor, care le dă motivație, le dă speranță și le dă uh, energie să se trezească din pat a doua zi dimineața, fresh. Uh, planetele din uh, Berbec sigur că arată uh, foarte multă forță fizică. Rutina, balanțele sunt hiperactive, trebuie să facă permanent câte ceva cu riscul de a obosi, s-ar putea să sufere inclusiv de, de insomnie, s-ar putea să treacă în, în efectul reversibil al adrenalinei după ce uh, ești obosit. Uh, uh, S-ar putea să nici nu te asomn nu prea repede și să fii din ce în ce mai obosit, deci s-ar putea ca unii scorpioni să experimenteze această stare de oboseală cronică, dar ei sunt foarte eficienți, foarte activi, foarte harnici și sunt puși pe fapte mari. Scorpionii au în vedere ceva uh, la cel mai înalt nivel, vor să răstoarne lumea, se implică într-o cauză socială, îi mobilizează și pe alții. Uh, sunt ca niște uh, Lame de, de zăpadă, da? de dezăpezit, care împing energia și au foarte multă forță: să îi împingă și pe copii, și pe parteneri, și pe prieteni, pe toată lumea. Deci, scorpionii sunt ca niște buldozere, luna aceasta, care uh, oferă uh, îndrumare și susținere pentru toate proiectele comune. Deci totul trebuie să se întâmple la comun. Scorpioni nu ține neapărat să iasă ei în evidență, dar au foarte mari planuri în care și depind foarte mult de alții. Deci proiectele acestea sociale, proiectele de grup, proiectele de familie au un foarte mari sorți de izbândă în aprilie pentru scorpioni. Ce se întâmplă în dormitor cu atâta energie? Răstoarnă, răstoarnă patul, aruncă așternuturile? Ce fac scorpionii? Tare mă tem că Pluto acela din casa a patra îi face pe scorpioni puțin resentimentari, adică doar nici de răzbunare. Sperăm să nu fie vorba despre răzbunarea prin sex, da? nu-ți mai dau pentru că mai ai supărat, dar s-ar <laughs> putea să avem și această atitudine la scorpion, mai ales în ultimele 11 zile ale lunii, din 19 aprilie încolo, când se activează conjuncția Pluto, scuze, quadratura Pluto învărsător Soare în primele 10 grade din Taur, la sfârșitul lunii. Altfel, scorpionii pare, se pare că sunt dispuși să își alchimizeze această energie, adică ei sunt pregătiți să, să o consume în dormitor doar dacă sunt în armonie cu partenerul, altfel se pare că au altă treabă, deci nu sunt mari speranțe de la scorpion decât dacă te dai cu binișorul pe lângă el și dacă nu l-ai supărat. Altfel dacă l-ai supărat, pur și simplu îi dispare apetitul. Trecem la Săgetător. Săgetătorul, el este o a acestei conjuncții în același timp, Jupiter Uranus, Jupiter este guvernatorul Săgetătorului și totul se petrece pe Casa 6. Ce fel de schimbări o să simtă Săgetătorii cu Mercur în Casa 5? -a, eclipsa e tot în Casa 5, -a, deci pe partea asta de relații și iubire puțin diferit. Cum simt Săgetătorii această lună? intens și pe pielea lor <laughs> când vorbim despre pielea lor vorbim despre senzualitate senzorialitate, despre obeția simțurilor, săgezătorii sunt într-o dispoziție destul de să zicem exuberantă și sunt destul de mult predispuși la excese și la lipsă de control la adicții, de aceea săgezătorii s-ar putea să mănânce mai mult decât e cazul s-ar putea să bea mai mult decât este cazul după principiul acela îl meu pe asta cât e cald deci cam așa sunt în aprilie este foarte greu să-și găsească un echilibru și un simț al măsurii însă ei se afundă în muncă unde pot să facă lucrurile diferit de asemenea este foarte important atitudinea lor față de copii și față de anturaj și mai ales față de persoane iubite pentru că săgetătorii schimbă atitudinea îi tratează altfel pe ceilalți săjătorii în luna aceasta încep să accepte niște lucruri pe care nu le acceptau până acum și încep să se apropie de acel concept ideal de iubire necondiționată. Adică în sfârșit săgezătura acceptă că copilul nu este ca el, are alte opțiuni în viață, că partenerul nu trebuie să îl facă pe el fericit. Nu s-a născut partenerul sau soțul sau soția săgetătorului să-l să facă pe el fericit sau pe ea fericită. Deci săgetătorii devin mai Maleabili, mai toleranți, mai uh, iertători, au o, mare, mai, o mai mare capacitate de a accepta niște lucruri pe care înainte nu le acceptau. Săcitătorii se pun în poziția de observatori și uh, se concentrează pe ce au ei de făcut. De aceea, iată, munca fizică îi salvează pe săgitători sau corpul fizic îi salvează pe săgitători, renovările, lucrările, munca câmpului, munca în grădină, munca prin casă, curățenia, exercițiile fizice, sportul îi, ajută foarte mult pe săgitători să ajungă într-o stare de, de echilibru. Altfel, ei sunt foarte periculoși pentru că sunt slobos la gură, mai ales în ultima parte a lunii. Să ne gândim, Doamne ce ravagii poate să facă Pluto acela din casa a treia cu soarele în pădratură. Săgidătorul spune exact ce nu vrei să auzi, nu se genează de efecte secundare, nu-l interesează dacă rănește sentimentele cuiva. Deci, iată că în prima parte a lunii săgetătorii se străduiesc să fie mai concilianți și mai iertători și mai amabili, dar în ultima parte a lunii unii dintre ei s-ar putea să dea cu bățul în baltă, să strice ceea ce au construit, să, să se elibereze și pur și simplu să o dea de gard. de gard în stilul lor specific, pentru că pur și simplu n-au putut să se abțin Ei se abțin ce se abțin vreo 19 zile, dar după care Revin la forma lor naturală și din fericire săgetătorii au foarte mult umor și știu să spună lucrurile voala, nuanțat, ironic, sarcastic și bineînțeles că nu se prinde toată lumea. De aceea este o lună în care săgetătorii e bine să se concentreze pe treburile practice, concrete, pe schimbările de decor, ei trebuie să schimbe ceva. În decor, efectiv, în decor, când vorbim despre decor, vorbim despre dormitor, vorbim despre bucătărie, vorbim despre birou. Este o lună în care s-ar putea să aibă tot felul de impulsuri de reorganizare a spațiului, pentru că este și Marte în pești în casa patră. S-ar putea să-și dorească să vorbească cu un instructor de Feng Shui, da? Vor al feng shui, Vor să schimbe patul, să-l pună în locul șifonierului. Vor să, spună, să, schimbe scaunele, să schimbe față de masă. Deci ei pur și simplu trebuie să umble la acele detalii care îi înseninează. Scopurile mărunte le dau o satisfacții mari. Deci pașii mici și schimbările mici îi, îi ajută pe săgezători să schimbe toată dispoziția. Și o să vedeți, dragi săgezători, pur și simplu, pentru că vă cumpărați vor la ușă sau pentru că schimbați de vă simțiți uh, mult mai revigorați. Și atunci, în dormitor, uh, ce fac săgetători? Iau toată energia asta și eu sper că nu o dau de gard, nu? Uh, în uh dormitor există foarte multă pasiune, foarte multă înflăcărare, dar ne gândim pe cine aduc în dormitor săgetătorii, ne gândim bineînțeles la săgitătorii singuri. Săgitătorii singuri s-ar putea să recicleze relații din trecut, adică să se întoarcă la vechi cunoștințe. Până la urmă, ceea ce cunoște cel mai bine, măcar nu te-ai înțeles cu el, dar știi că era bun în pat, prin urmare îi dai un telefon să vină într-o vizită. În ceea ce privește cuplurile stabile de săgitători, s-ar putea să se reediteze niște cadre romantice hai, iubita mea, știi unde am fost noi acum 50 de ani, în vacanță la Sovata, hai să ne întoarcem acolo, poate cine știe, poate mai facem un copil. Da, deci, trăiesc din amintiri săgetătorii și încearcă să reediteze niște experiențe care au fost fericite în trecut. Sperăm să fie fericite și de data aceasta. Am ajuns la Capricorn. zodie și vărsător și ascendent. Eclipsa se petrece pe casa 4 pentru Capricorni, conjuncția Jupiter-Uranus este pe casa 5 -a, pe casa iubirii. Aici ne întoarcem după pentru că am o altă întrebare. Dar ce se întâmplă cu Mercur și Venus tot în casa 4 -a? Cum simt Capricornii luna aprilie? Capricornii au un focus pe viața de familie. Ei sunt într-o perioadă în care își caută o direcție nu garantăm din punct de vedere astrologic că direcția aceasta va fi găsită în luna aprilie, dar astrele promit că măcar direcția se arată. Adică ei vor ști ce au de făcut de acum înainte. Capricornii sunt într-o criză. Ei sunt într-un moment în care au de ales ceva în privința locuinței, să se mute, să se mute cu cineva, să renunțe la o proprietate, să închirieze un spațiu pe care l-au, să amenajeze sau să se mute cu totul din casă, da? renovăm sau cum e ca la copii, da? ce facem? Îl spălăm pe sau facem altul? Așa e în viața capricornilor, da? în luna aprilie renovăm casa asta sau o vinde și ne cumpărăm alta. Sau ne mutăm împreună sau ne separăm. Deci e vorba despre probleme existențiale locative care se pun cu foarte multă Uh, pregnanță luna aprilie cu o singură mențiune. Eclipsa aduce deznodământ, aduce vehemență, aduce presiune din partea familiei, aduce uh, stres, pentru că partenerul, partenera, soțul, soția, copiii, familia vor ceva concret palpabil. Am spus că este palpabil. Deci, te muți cu mine sau ne separăm? Mă cer o dată de nevastă și facem nunta sau la revedere? Deci s-ar putea ca nativii capricorni să aibă parte de situații foarte categorice care le vin prin ceilalți. Adică ori la bal, ori la spital. Capricornii știu dacă în stânga sau dacă în dreapta. Deci luna aceasta aduce foarte multă claritate. Și capricornii sunt încolțiți, <laughs> sunt puși în situație de a lua niște decizii, pentru că e ceva ce nu se mai poate. E o situație de provizorare care nu mai poate continua o improvizora care pentru unii durează ani de zile. Au zis, mă mut, îmi cumpăr o garsonieră și după niște ani cumpără cumpăr eu două camere și de fapt de ani de zile stau tu la garsoniere, da? Sau cum am, mă rog, o, o situație, uh, pui uh, niște pietri și repede umpli cu niște pietre o bucată de pământ, cu gândul că o să pavezi tu așa și trec 10 ani și tu n-ai pavat și ai rămas cu pietrele în curte. Deci există uh, un grad ridicat de urgență pentru capricorni. E un bec roșu, este uh, o flacără care arde pe nativii capricorni și luna aprilie din acest punct de vedere este destul de... Uh, duală pentru acești nativi, duală în sensul de dublu tăiș. <laughs> și asta este și ideea, că un cuțit are două tăișuri, deci pe oricare parte ai pune mâna, tot te tai. Deci cam așa ar putea să fie luna pentru foarte mulți capricorni, ei să fie nevoiți să apese pedala de accelerație și să ia decizii pentru că n-au încotro și nu prea mai pot să le ia. Pentru că familia îi presează, pentru că li se dă un ultimatum, li se dă un termen și nu mai pot, nu se mai poate continua o anumită situație. Deci este o lună în care lucrurile pentru Capricorn o iau într-o direcție clar. Capricorni știu. Știu cu cine, știu dacă, știu când și mai ales știu unde. Deci această întrebare, unde se întâmplă lucrurile? O să mă întreb în dormitorul, unde se întâmplă lucrurile? Unde? La mine sau la tine? Da? Uh, conjuncția Jupiter-Uranus este de Bun augur pentru viața romantică, pentru că nativii Capricorn sunt sensibilizați de modelul ăsta romantic, de familie, adică ei își doresc. Își doresc un cadru extins, își doresc să locuiască cu cineva, își doresc copii, sunt iubitori. Prin urmare, înclin să cred că nativii Capricorn au tendința de a ceda, au tendința de a da doi pași înapoi, au tendința de a renunța la rigiditățile lor, au tendința de a se duce la masa negocierilor, au tendința de a veni în întâmpinarea nevoilor familiei. Deci se dau jos din pod capricornii, se dau jos de pe poziția de autoritate, îi lasă și pe ceilalți să decidă și ei se mulează după ceea ce vine către ei, mai ales am spus că nu prea au încotro. Așadar capricornii învață luna aceasta să coopereze, Cad la pace, uh, pun la comun uh, lucrurile și uh, înțeleg conceptul de familie într-un cadru în care ei nu vor neapărat să conducă sau să fie primi sau să... Să, să și impună punctul de vedere. Pentru că Capricorn în luna aprilie contează mai mult binele celor alți bine, întregul, binele familiei, binele tuturor părților implicate. Deci atât că este o lună benefică de educare a acestui ego al Capricornului, care iată nu mai vrea el să fie uh, puterea supremă și să aibă dreptate. Deci a avea dreptate, înțelege și Capricornul că nu te ajută la nimic. <laughs> Uh, pentru mine e <coughs> foarte clar, n-aș vrea să mai insistăm, dar uh, am niște prieteni care mă întreabă de fiecare dată: Ce se întâmplă cu partea sexuală în uh, luna aprilie? Mai ales că avem această conjuncție pe Casa Cincea. Pentru mine e clar, dar uh, să lămurim și în exterior. <coughs> <coughs> păi, uh, conjuncția aceasta dintre Jupiter și uh, Uranus aduce uh, momente de romantism spontan. Aduce cadre neconvenționale în care se poate consuma actul erotic. La Capricorn spre deosebire de alte zodii merge cu furat, furăm o partidă de dragoste, furăm puțină dragoste. Poate să meargă și în cabina de probă de la de la magazin. Așadar Capricornii sunt inovatori. Da? Ei găsesc soluții, cumva ei reușesc să retrezească energia romantică, să o întrețină, își au liber două ore de la serviciu. Deci fac lucruri pe care nu le-ar fi făcut altă dată, ies din rutină, da? deci intimitatea îi scoate din rutină. Altfel, capricornii sunt mai mult preocupați de... Descărc, actul de descărcare, deci de dragostea făcută ca sex sau ca sport, adică este. iubirea este terapeutică, îi ajută să își mențină sănă sănătatea fizică și psihică, deci este de natură medicală interacțiunea pentru foarte mulți Capricorn, nu trebuie neapărat să fie dragoste, cine a vorbit despre dragoste, sexul poate să aibă legătură cu dragoste, asta înțeleg foarte bine Capricornii. Cert este că ei își fac datoria și așteaptă ca și ceilalți să-și facă datoria. Gata, am notat. Mulțumesc, mă bucur că mi e Mă duc acasă să-mi fac datoria. Da, bineînțeles. E scris, asta era important. Trecem la vărsători. Vărsătorii care uh, au eclipsa în casa 3. treia. Nu vrei să faci tu horoscopul pentru vărsători ca să mă relaxez și eu și să-ți spui ce zic alții de Putem bine? Putem să dăm niște linii generale. Avem eclipsă în casa 3, treia, avem conjuncția Jupiter-Uranus pe casa 4 a patra, Mercur retrograd tot în casa 3 a treia, Aici e foarte interesant pentru că Mercur este la el acasă în casa treia uh -huh. și retrograd. Retrograd, uh -huh. da. Vine cu el de situație. Iar Marte în același timp trece prin casa a doua. Uh -huh. Îl întâlnește și pe Saturn acolo. Ce se întâmplă cu toate aceste aspecte pentru vărsători? Să le luăm pe rând. Hai să începem de la ultima casă menționată până la prima. Da. Casa a patra. Casa a patra, adică o luăm 4-3-2-1. Casa a patra, unde avem conjuncția Jupiter-Uranus, îi ține pe nativii vărsători în priză acasă. Ei sunt uh, foarte prinși de viața de familie, au foarte mult de construit acolo, au foarte multă energie de dăruit. Unii dintre ei își construiesc acum o familie sau au uh, Persoane, membrii ai familiei în diferite etape de viață, ei sunt sprijinul familiei. Vărsătorul este stâlpul familiei. Parcă nu se mișcă nimic fără vărsători, ei sunt în spate la tot ceea ce mișcă. De asemenea, foarte mulți vărsători, fie se mută, fie fac tranzacții, fie uh, construiesc, uh, își amenajează, este uh, spațiu de locuit, vor confort. Deci, vărsă, vărsători, în luna aprilie, își cresc categorii gradul de confort. Ceea ce presupune și investiții materiale, ne ducem de la casa batră la casa a doua, la cel mare în pești, lângă Saturn, vărsătorii sunt foarte organizați luna aceasta, știu foarte clar ce vor, știu foarte bine cum să-și administreze bugetul, au idei despre cum să-și crească veniturile și o iau din aproape în aproape. Aceasta este singura condiție pentru vărsător să nu se bage simultan în foarte multe lucruri, de exemplu să-și amenajeze și exteriorul și interiorul casei, să rămână pe un singur segment. Deci lucrurile bune pentru vărsători ies din aproape în aproape. Vărsătorii au scopuri clare și obiective pe care se concentrează. Dar cert este că toată familia are de beneficiat. Și scopul lor este ca toată lumea să se simtă bine. De la casa patra mergem și la casa treia înapoi. Toată acea casă plină unde avem și eclipsa aduce foarte multă energie mentală. Mercur fiind retrograd, ne arată că vărsătorii n-au terminat ceva. Vărsătorii fie au avut niște idei pe care nu le-au terminat, fie au avut niște gânduri și nu le-au pus în practică, fie au început ceva altă, -altă și n-au dus la bun sfârșit. E, aceasta este luna aprilie pentru vărsători. Este luna în care le sună și lor ceasul, uh, ei aud tic-tac, este timpul, intră pe o ultimă 100 de metri. Vărsătorii sunt și ei încolțiți ca și capricornii, dar din alt punct de vedere. Sunt încolțiți să predea un proiect. Să dea un examen, să se înscrie la niște studii, să depună un dosar. Deci, vărsătorii sunt foarte buni comunicatori, sunt nevoi să comunice și sunt într-o situație în care uh, trebuie să pună în mișcare foarte multă hârțogăraie Da, este o lună a actelor, a documentelor, a hârtiilor, este o lună în care își depun dosare, depun candidaturi, își îș completează CV-ul. Deci, este o lună în care le solicită foarte mult atenția la documente. De asemenea, revenind la activitatea lor mentală și la abilitatea în scris, este unul în care vărsătorii trebuie să scrie, pot să scrie bine, pot să se exprime bine în scris, chiar li se recomandă decât să dea un telefon. Dar veștile proaste nu se comunică prin telefon. Veștile proaste se comunică prin SMS sau prin mail. Asta este Mercur retrograd. Omul mult mai, mult mai bine va primi o informație. Dacă eu, eu scrii decât dacă eu transmis direct Pentru că acolo s-ar putea să trădeze vocea tonalitate e, De aceea vărsătorii acționează indirect Inclusiv prin scris in, Inclusiv uh, în ceea ce privește transmiterea mesajelor Este o lună în care vărsătorii uh, trebuie să acționeze Într-o direcție pe care au lăsat-o suspendată Deci tot ce au ținut vărsătorii în stand-by Tot ce au oprit la un moment dat Vine peste vărsător în momentul acesta. De asta vărsătorii trebuie să termine, trebuie să facă o dată. De exemplu, să facă o dată analizele acelea pe care ai zis că le face de șapte ani. Trebuie să se prezinte în fața noi comisii, trebuie să dea socoteală, trebuie să prezinte un raport, care nu mai poate fi amânat. Deci nu se poate amâna nimic pentru vărsători. De asemenea, este foarte important că tot ceea ce fac lunii vărsători în luna aprilie atrage atenția lor pe termen lung. Când vorbim despre conjuncția Jupiter-Uranus în casa 4, vorbim despre locul lor în societate pe termen lung, în următoarea jumătate de an. Vărsătorii se remarcă. Sunt absolut uh, intuitivi, sunt absolut originali, de asta nu ne îndoim, au niște idei absolut uh, neconvenționale toată lumea se întreabă, uita păi, dar cum de ne-am văzut până acum? Cum de ne-am ne gândit și noi la treaba asta la care s-a gândit vărsătorul acum, da? Planetele acelea din Casa Treale le dau o expansiune teribilă a minții iar conjuncția Uranus-Jupiter le dă acces la niște sfere absolut in, imposibile pentru alții. Deci văd ce nu vede nimeni vărsătorul și ies pe piață cu un produs sau spun ceva și toată lumea cade pe spate. Uneori cu invidie vărsătorii strânesc foarte multă invidie nu sunt prea bine văzuți social. De ce? Pentru că vărsătorii, bineînțeles, că au convingeri, au principii, au sistemul de, de lor de valori și nu fac graba de la nimic de, de, din ceea ce îi reprezintă și atunci s-ar putea să strânească conflicte, să strânească rivalități, să aibă parte de o opoziție, să aibă o parte de oameni care sunt dezamăgiți de vărsători. Oamenii au foarte mari așteptări de la vărsători, în schimb vărsătorul își vede de treaba lui luna aceasta. Deci este o o incongruență între ceea ce așteaptă vărsătorul și ceea ce așteaptă ceilalți de la vărsător. Nu mai așteptați nimic pentru că vărsătorul are alt plan. Invitați-l și dacă nu vine înseamnă că știe el de ce nu vine. Deci vărsătorul are tendința aceasta de a fenta anumite evenimente, anumite situații. Apropo de Marte în Pești care este versatil și evitant nu se vor certa direct, dar își vor vedea de treaba lor, iau scopuri foarte clare, nu vor spune nu, dar nu vor face, deci vărsătorul poate să te de să nu facă luna aceasta, pentru că el își vede de treaba lui. Are un proiect de dus la bun sfârșit. E, iar acel proiect, aceste idei pe care le vehiculează vărsătorul în aprilie, vor avea foarte mare greutate în următoarea, în următoarea jumătate de ani. Vărsătorii atrag atenția, sunt văzuți, sunt remarcați, dar nu de toată lumea, ci de cei mai buni. Cea mai mare autoritate din domeniul respectiv, șeful, directorul. Deci, competența cea mai înaltă pune ochii pe vărsători. Deci, vărsătorii devin vânați, intră în vizorul serviciilor secrete, da? sunt urmăriți, sunt candidați, sunt pândiți și, din aproape în aproape, probabil că li se va face o ofertă, dar în timp. Acum, vărsătorul trebuie să dea măsura talentului, originalității și inovației sale, concentrându-se pe ce are el de făcut, indiferent de ce spune gura lumii și așteaptă ce așteaptă ceilalți de la el. Deci, o energie minunată pentru vărsător. Chiar dacă lucrurile se pun pas cu pas, în termen lung, lucrurile sună foarte bine. Cu această mențiune a neconcordanței dintre lumea lor și lumea exterioară. Tipic vărsătorilor, de altfel, în... nu? Sigur, da. Dar, cum ar veni, asta nu e problema vărsătorului, în exact. ce cred ceilalți despre el. Ce se întâmplă cu toată energia asta în dormitor? El este stâlpul familiei, cum ai zis la început, însă toată această doză de nonconformism schimbă mai mult abordarea intimă, abordarea sexuală a vărsătorului? Um, vărsătorul poate să... Trezească pasiunea, să retrezească pasiunea în, în dormitor, însă nu este obligatoriu, pentru că e vorba despre alchimia energiei sexuale. Vărsătorul își are energia sexuală și creează altceva. Deci, el este într-un alt proces de creație, vărsătorul, El creează, nu știu, o operă de artă, el creează o casă, creează ceva care să rămână după el. Deci, vărsătorul își redistribuie sexualitatea în direcția creativității. Dar sigur și în dormitor poate să fie la fel de creativ, la fel de inventiv, la fel de surprinzător și s-ar putea să aibă parte de uh, reacții uh, plăcute din partea partenerului sau partenerului. Bun, nu mi-ai făcut niciodată până acum așa ceva. Deci s-ar putea să vină vărsătorul cu ceva nou. De exemplu, nu, ce te-a apucat, nu mai mușca niciodată de ureche sunt de sângele. Adică se poate merge și la situații extreme, sperăm că nu. Dar sunt surprinzători și vărsătorii surprind și uh, se conectează într-un mod surprinzător, da? trece partenera pe lângă tine și atunci te aprinzi. Deci e foarte multă spontaneitate în relațiile intime la vărsători. Deci e posibil să, iese, să iasă din cameră, să se ducă la planșetă, să se așeze la birou cu aceeași energie și creația exact, atunci curgă, da. da. Pentru că Forța sexuală este forța vieții, de creație. Forța creației, exact. Să trecem la pești. Ultima zodie din, din zodiac și zodie și ascendent. Îl avem pe Jupiter aici, în această conjuncție. Jupiter este guvernatorul peștilor și îl avem în această conjuncție în casa treia. Asemănător cu... Cu vărsătorul. De asemenea, îl avem pe Mercur retrograd în Casa II. Aici bănesc că sunt niște schimbări la nivel uh, palpabil, să zicem, financiar. Financiar, da, și nu numai. Hai să o luăm pe rând, cum ai pe spus. Rând. În primul rând, să ne raportăm la stăpânul acestei zodii, la Jupiter, pentru care conjuncția cu Uranus are o importanță majoră. Poate pentru nicio altă zodie această conjuncție nu are relevanță uh, la fel de mare ca, uh, ca pentru pești, mai puțin uh, pentru săgezători și vărsători. De ce? Pentru că Uranus este în domiciliul învărsător, iar Jupiter guvernează atât Pești, cât și săgetătorii. Deci aceste trei zodii sunt în vârful astral al lunii aprilie, săgetător, vărsător și pești, prin prisma acestei conjuncții. Pentru că se întâmplă în casa a treia, peștii își schimbă modul de gândire. Este o lună în care peștii uh, învață foarte multe lucruri, sau în care ei pot să ajungă în situația de a învăța pe alții. Este o lună a mentoratului, fie peștii întâlnesc profesori, men, oameni de la care să învețe ceva. Peștii învață orice, de la oricine, și de la o, 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 o bătrână care vinde mărar în piață, uh, și de la uh, femeia de serviciu de la locul de muncă, și de la vecina pe care până acum o discredită. Ia uite, uite ce ce, idei idee mi-a dat uh, vecina, deci nu mă gândisem până acum. Deci, practic, peștii pot să se inspire de oriunde. Ies pe stradă și se inspire, Deschid televizorul, se inspiră. Uh, sunt înconjurați de, de, modele, de repere și de uh, idei. Iar peștii au, au capacitatea de a face conexiuni. Da, pun două idei cap la cap și este o idee strălucită. Deci sunt foarte inovativi din acest punct de vedere și au o capacitate foarte mare de absorpție. Da? Peștii asta fac. pești prin din zbor, prin din zbor. Se descurcă foarte bine la examene, lor le trebuie doar curajul. Deci orice nativ pește acum poate să aibă succes la un examen doar dacă se prezintă în luna aprilie. Uh, Comunicarea este avantajată, dar și studiile, ceea ce înseamnă că peștii s-ar putea să își dorească să-și iau o specializare, să-și mai iau o diplomă, să învețe altceva. E vorba despre a învăța ceva nou. Este o lună a renoirii. Și atunci peștii trebuie să înțeleagă că în luna aprilie trebuie să, să se primenească. Trebuie să schimbe ceva. Trebuie să învețe ceva nou. Nu știu, citește o carte nouă, du-te către alt autor, du-te către alt domeniu de studiu. Uh, inclusiv e suficient uh, să te duci uh, pe alt drum la serviciu, de exemplu. -te -și tu te pe alt drum, schimbă ceva. Nu te mai duce la supermarketul la care făceau, făcea, făcea cum, cumpărăturile. -și tu la alt supermarket. Da? Dacă făceai la Oșan, te duci la Kaufland. Dacă făceai la cumpărăturile la Kaufland, te duci la Oșan. Faci tu o schimbare. Uh... Deci e vorba despre circuitele acestea neuronale care trebuie expuse la noi stimuli, simt nevoia de noi stimuli, simt nevoia să facă altceva, să se apuce de ceva, poate chiar manual. Foarte mulți pești s-ar putea să-și descopere abilități manuale, s-ar putea să-și dea seama că pot să, să traforeze, să picteze, să uh, facă goblen, să uh, înșile, înșile mărgele pe apă, deci abilitățile practice sunt foarte importante, unii pot să-și descopere un talent în bucătărie. Sau pot să își manifeste uh, talentele acestea de precizie fină, să lucreze cu uh, cipuri, să își pună ochelari și să înceapă să-și bijuterii. Deci este, este o lună a talentelor descoperite. Pot să-și descopere un talent nativii pești. Um, totuși, ei au susținere de la Marte în semnul lor. Este o lună în care peștii... Reușesc, este o lună în care peștii sunt ambițioși, în care nu se lasă, în care trebuie să ducă lucrurile la bun sfârșit, și este o lună în care nu au doar entuziasm, ci ei au uh, uh, tenacitate. Ei sunt uh, ghidați către scop. Am spus că toată lumea e bine să meargă în acest context astrologic spre pe direcție. Uh, peștii merg și pe scop, <laughs> adică ei știu precis ce vor. Și și urmăresc scopurile cu picătura chinezească. Nimic și nimeni nu poate să se oprească pe, pe pești din drum dacă ei, lor li se pune pata pe ceva. Uh, planetele din Casa Banilor, în speță Zodia Berbecului, acolo unde se petrece și Eclipsa, le arată peștilor un potențial foarte mare de a atinge niște uh, cote financiare. Unii pești s-ar putea să facă bani la un nivel la care nu s-au gândit până acum. Alți s ar putea să fie dezastruoși și când vorbim despre bani, să vorbim despre cheltuieli la un nivel la care nici măcar ei n-au ajuns până acum. Deci este o situație destul de reversibilă în ceea ce privește finanțele pentru că vorbim despre casa banilor, întotdeauna vorbim și despre convingerile despre bani. Deci peștii care cred că banii se fac ușor, vor face foarte ușor bani. Peștii care se chinuie cu banii și cred că banii vin greu, vor face bani foarte greu. Deci depinde foarte mult uh, relația cu de relația cu banii uh, abundența peștilor. Dar altfel peștii pentru că am vorbit și despre talente pe care și le activează, pot să-și găsească o nișă, pot să dea o lovitură luna aceasta, poți să aibă o idee de afacere, pot să aibă o idee despre cum să câștige mai mulți bani, pot să, te, pot să se afilieze la un grup, la o echipă, la o organizație, pot să intre, nu știu, într-un sistem piramidal, pot să joace pe bursă. Este o lună în care peștii uh, au curaj, au curaj să facă... Ceva ce n-au mai făcut până acum. Au curaj să investească, au curajul să riște, și uh, curajul știm că este apanajul oamenilor uh, de succes. Așadar, peștii trebuie să învețe să, să se arunce, să creadă și să se bazeze pe talentele lor. Foarte mulți pești nu încep uh, diferite acțiuni pentru că nu sunt pregătiți. Îmi mai trebuie să mai citească o carte, încă nu știu destul, n-au reușit până acum să uh, acopere toată bibliografia și nu se pot duce la examen. Ba nu, să se ducă. Deci peștii trebuie să se prezinte cu încredere, curaj și dacă e cazul și cu tupeu. Conexiunea sexuală la pești este bazată foarte mult pe comunicarea non-verbală, pe emoții. Cu... Jupiter-Uranus, această conjuncție pe casa a treia, crezi că se schimbă ceva în abordarea verbală a peștilor din punct de vedere intim? Se schimbă pentru că, de data aceasta, o conjuncție pe o casă mentală aduce activare prin forța cuvântului. Adică, peștii uh, sunt uh, atrași de oamenii care vorbesc frumos, de oamenii care știu să pună problema, de oameni inteligenți, de oamenii cu umor. Iată calea prin care poți să readuci în dormitor un partener născut în Zodia Pești, da? umorul, inteligența, senzoritatea din discuție, probabil. Da? Subiectele de discuție care trebuie să aibă un anumit caracter. Altfel, peștii singuri sunt în acea situație Specifică casea a treia, se duce mintea și mă vei putea avea. Nu sunt impresionați de abilitățile fizice, poate să vină Adonis în fața ta, poate să vină Brad Pitt la 30 de ani, dar Brad Pitt în regresie. Dar dacă atunci când deschide gura a făcut o greșeală de acord gramatical, s-a terminat. Deci peștii testează și se aprind doar dacă Uh, partenerul uh, este impecabil din punctul de vedere al uh, comunicării, al corectitudinii limbii și al uh, judecăților de valoare. Trebuie să fie foarte puternic pe mental. Și uh -huh. atunci apar cânteile pentru pești în sfârșit în dormitor. Sigur. Da. De altfel știm că pentru a, iată, ca să închem uh, circular discuția noastră despre masculin și feminin, știm că uh, energia masculină este mentală. Mentalul este aparajul Energie masculine Emoționalul este fondul feminin. Deci pentru pești asta, iată, mentalul dezleagă uh, porțile uh, dormitorului, ușile dormitorului. Valeriu, luna aprilie pentru mine este o lună ca la carte. Tipic masculină, bărbătească, energie de berbec, combinată foarte frumos cu energia feminină. Dar cred că este exact ce își dorește toată lumea pentru un nou început. Așa sună, cel puțin. Să avem curaj și să facem, în sfârșit, nu doar să vorbim. Deci nu este vorba despre a spune și despre a gândi. April este o lună a verbului a face. Să dăm cu făcut atunci. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi, mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem în luna mai.